prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența un număr de... Domnul Lanț. 14 consilieri în funcție, dintre care 13 prezenți fizic și doamna Sandu Ghiodara online. Ați primit materiale de ședință și procesele verbale ale ședințelor anterioare. Supun la vot procesul verbal din 27-12-2022. Votul pentru. Votul împotrivă. Abține. Eu nu votez, că n-am fost prezent la ședință. Pe 29 n-ați fost. Deci 14 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Supun la vot procesul verbal din 29-12-2022. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Domnul Costa, va abține, da? Nu votez. 13 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și... Da. Dau cuvântul domnului președinte Popa Costică, mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Pentru astăzi avem o ședință maraton. Pentru asta o să vă rog frumos să fim atenți, să respectăm cuvântul fiecare parte și să fim cât mai coerenți. Dau citire ordinii de zi, așa cum a fost redactată. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sascut pentru anul 2023 și estimările pentru anul 2024, 2025 și 2026. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dezvoltarea serviciilor publice în comuna Sascut prin achiziție de utilaje. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitudine cu titlu gratuit în favoarea secei de gaz grid asupra suprafeței de teren 43-20 metri pătrați, situată în Sascut, aparținând domeniul public al comunei Sascut de Bacău. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului de execuție al bugetului pe trimestru 4 anul 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut și serviciilor publice din subordinea acestuia pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare depuse la Consiliul Local al Comunei Sascut, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar, local, evidența persoanelor Comunei Sascut. Acesta este ordinea de zi. Mai avem suplimentare, consultă adunarea, dacă Consiliul Local, dacă sunteți de acord să mai includem pe ordinea de zi un proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Eu știu. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind... Luați în calcul și votul domnului colegului. Sunteți de acord să mai includem un proiect de hotărâre pe ordinea de zi? Suplimentar. Un proiect suplimentar. Este vorba despre digitalizarea compartimentului de asistență socială. Este un proiect care poate fi fondul european. Și trebuie făcut până mâine. Sunteți de acord? Există urgență? Da. Bine. Deci, supun aprobării Consiliului Local, ordinea de zi cu suplimentarea care a spus-o. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. Deci, unul este bugetul. Da. Și după aia respectăm toate. Unul de vizie. Și 11, de restul se păstrează, da? Menționez că la invitația care ați primit-o, proiectul numărul 8 a fost retrasă de pe ordinea de zi de inițiată. Deci de-aia nu l-am mai citit. În restul, ordinea de zi este cea 1, bugetul, așa cum am stabilit în ședința de comisie.
Proiectul 10 devine proiectul numărul 1, adică bugetul, și proiectul 1 devine numărul 10. Da. Trecem la discuții. Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sascut pentru anul 2023 și estimările pentru anul, anii 2024, 2025 și 2026. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Deci, având în vedere legea bugetului de stat, pentru funcționarea consiliilor locale, pentru funcționarea primăriilor, avem nevoie de acest buget care trebuie aprobat anual. Așa cum ați văzut dumneavoastră colegi în materialul de ședință, am ținut cont prioritar despre proiectele care sunt în implementare și care urmează să fie implementate. Au fost departizate sumele pentru implementarea proiectelor. Ne-am dorit să le facem în cel mai scurt timp. Din acest motiv au fost prinse sume pe proiecte ca să le putem finanța în funcție de toate situații de lucrări care apar împreună cu agențiile de controlul SECR. Și noi am repartizat sumele așa fel, în așa fel cum le-ați văzut și noastră în materia de ședință. Fapt pentru care pot să vă anunț că în cursul zilei de ieri, la ședința de comisie, am avut discuții pe bugetul care a fost pregătit de către executiv și chiar și propuneri pentru alte proiecte pentru realizarea și funcționarea care s-a spus. Deci, faptul că au apărut anumite amendamente de către, propuse de către consilierii PNV, noi am luat în calcul și prin repartizarea sumei care am primit-o astăzi la Consiliul Județean pe această care le mulțumesc, le mulțumesc foarte mult. Am primit 1.198.000 de lei. Bani care au fost repartizați Comunei Sascut. Suplimentar față de bugetul care l-am avut în calcul în timpul zilei de ieri la comisie. Și acel buget care l-am primit a fost reintegrat pentru toate amendamentele care au fost propuse ca și proiecte de către consilierii PNL, USR și pentru celelalte proiecte care au fost nevoie de consilierii PSD. Deci, așadar, în acest an avem un an puternic din punct de vedere al dezvoltării comunității noastre, dacă ne-ar ajuta și constructorii care se implică să preia aceste proiecte pentru pentru buna execuție a acestor lucrări și faptul că, vedeți noastră, în acest buget nu apar anumite sume care dumneavoastră le știți public de la anumite proiecte care se execută în Comuna Sascut. Faptul că pe satul Băncești se execută un proiect de aducere conductă de gaz metan, el nu apare prins în bugetul nostru, fiind finanțat 100% de către Delgaz Green. Pentru toți cei care au stat cu gândul că nu se mai încep lucrările, că s-a început și oamenii au plecat constructorii, au fost anumite tronsoane care se puteau executa mai rapid, faptul că a avut constructorul un timp liber la dispoziție. Și începând de săptămâna trecută, înainte să vină nisoarea, dacă ați văzut, au apărut utilajele deja în zonă. Delgaz Grid a finanțat în totalitate toată lucrarea. Au un termen foarte scurt, n-aș putea să vă zic eu, dar ei spun că în maxim 4 luni, aici încolo ar trebui să fie conducte 27 aprilie. 27 aprilie, conducta principală. Conducta principală. Nu-și faptul că m-ați provocat să spun data, n-aș fi vrut să spun
Da, n-aș fi vrut să spun asta, pentru că vedeți toate proiectele care le avem noi în derulare, puține sunt care s-au terminat într-un timp mai scurt decât termenul de implementare. Și vă dați seama că eu aș fi fericit să fie data de 27 aprilie, data în care va fi gaz pe conductă la Pâncești, ar fi o mare realizare pentru pânceștieni și nu numai, și pentru noi ca și Consiliul Local, pentru că, vedeți noastră, e un proiect de 2 milioane de euro, care s-a finanțat în totalitate, 2.500.000 de euro, care s-a finanțat în totalitate de către el Gazgrid. Noi suportăm doar suportul logistic, deci tot ce a fost de informare, de implicare în a aduce cetățeanul să solicite proiectul. Da. Și acum, ca și proiect de buget, las ceilalți colegi, dacă aveți anumite discuții, să... Așa, ce-aș vrea eu să spun, cu permisiunea dumneavoastră, în cuvântul dumneavoastră ați spus că toate lucrurile sunt bune, așa, și că totul depinde de constructor. Dar, în același timp, cred că constructorul ăsta trebuie să își respecte contractul și acest lucru depinde foarte mult și de conducerea primăriei care face aceste contracte. Deci, să găsiți oameni serioși, în al doilea rând, un diriginte de șantier care să fie nu numai cu constructorul, să fie și cu ca aceste investiții care se vor face să fie finalizate în timpul în care prevede contractul. Mulțumesc. Aici vrea să vă semnalez un aspect. Faptul că avem un lucru, aceste poduri care s-au prelungit ca și termen, ele acum sunt în termenul de contract. Faptul că s-a prelungit contractul ca să nu se piardă finanțarea, vedeți noastră, sunt și constructori care într-adevăr își doresc să câștige bani și într-adevăr au și bani de investit. Faptul că, uitați, luăm exemplu Căminul Cultural de la Pâncești. A fost un termen, constructorul și-a făcut treaba în termenul respectiv, cum a fost stabilit în contract, a băgat banii proprii din firmă, mai rapid să termine lucrarea și apoi a încasat. Pe când la poduri a venit cu situația, e un alt tip de contract, a venit cu situația de lucrări, faptul că noi am mers către Ministerul Dezvoltării să ne plătească factura adusă prin situația de lucrări, ei neavând bani să continue celălalt lucru, să meargă în continuare de proiectul, au așteptat până au primit banii pe factură, iar au mai făcut o etapă și s-a prelungit termenul. Vă rog, domnule. Stimați colegi, suntem la momentul în care se întâlnesc nevoile cetățenilor din comună cu posibilitățile de punere în practică, mai ales cu potențialul financiar asigurat prin hotărârea de Consiliu de astăzi cu sursele bugetare la dispoziție. Cetățenii din comună au așteptări imense de la acest buget. Vin din urmă niște așteptări legate de infrastructură, de apă, de drumuri, de canalizare. Așteptări care sunt dorite a fi făcute într-un timp cât mai scurt, doar că sunt anumite reguli de cheltuire a banilor publici care nu pot fi eldate, întrucât intri în conflict cu legislația, intri în conflict cu Curtea de Conturi, intri în conflict cu ANAF-ul, cu Inspectoratul de Stat în Construcții, cu o grămadă de instituții ale statului care doar te controlează. Revin la buget, după 3 ore de spart capetele ieri în comisii, am ajuns la concluzia că s-a încercat un echilibru între nevoile de funcționare ale aparatului de specialitate al primarului legate de, nu neapărat de infrastructura dorită de cetățeni, cât de buna funcționare a comunei sub aspectele civice.
Echilibrul care s-a manifestat în ideea principală, așa cum a precizat și domnul viceprimar, de a se urgenta execuția lucrărilor care așteaptă, care trenează, care vin din urmă de ani buni. Și ați observat în lista de investiții, și apropo, fac o paranteză, era bine dacă acest proiect de buget ar fi fost publicat cetățenii într-o formă bună, nediscutată, sub nicio formă, ca cetățenii să vadă exact alocările bugetare, exact capitolele bugetare, chiar dacă ulterior aceste date, aceste cifre ar fi suferit modificări. Revin. Deci la ședința de ieri s-a constatat această concentrare a efortului financiar din secțiunea de dezvoltare pe realizarea proiectelor care vin din urmă. Și dacă ați văzut acolo listele de investiții, 8.000 de lei la, zicem, terenul de sport, că acolo am eu o problemă, să bereștiu, terenul de sport înseamnă că 8.000 de lei este o bucățică care va duce la finalizarea acelui proiect. Nu este nici alt teren de sport, nu se începe nimic altceva. Ați văzut la lista de investiții că aia este cea mai importantă. Că sunt mai multe surse de venit, printre care avem un excedent, ca să nu mai aibă unii dureri de cap cu excedentul ăsta. Excedentul anului 2022 este compus din investițiile nerealizate sau nefinanțate și sumele necheltuite din secțiunea de funcționare. Aceste sume, prevederile legale le dirigează către anul următor obligatoriu în secțiunea de dezvoltare. Când se planifică investiții în secțiunea de dezvoltare, se iau în calcul suma aceasta denumită excedent, doar că ea apare la secțiunea de dezvoltare ca deficit. Pentru că îți propui ceva ce nu este acoperit când ai făcut planificarea, nu este acoperit în capitolul respectiv cu bani. După ce se aprobă bugetul și se transferă sumele din excedentul anului anterior în secțiunea de dezvoltare, plus cu minus de zero. Și bugetul este reechilibrat sub aspectul deficit. În proiectul de hotărâre privind execuția bugetară a trimestrului 4, se face referire la excedentul anului 2022 și cele trei surse de proveniență. Pentru cine e curios, nu are rost să le citesc, vom discuta despre asta la momentul respectiv. În ședința de ieri de la comisii, noi, grupul PNL, în cunoștință de cauză privind nevoile cetățenilor, alături de conducerea primăriei și alături de colegii de la celelalte partide, am identificat o seamă de probleme și am formulat o serie de amendamente. Amendamente care noi am considerat să fie centrate, concentrate pe infrastructură. Căi de apă, căi de canal, căi de orice altceva. Nu am luat în calcul nici creșteri de salarii la funcționarii publici, nici ținute la polițiști, nici norme de grant, deci nimic din secțiunea de funcționare. Ca așa e concepția noastră la cei de dreapta. Și am prezentat colegilor din comisii, la toate trei comisiile, câteva amendamente pe care aș vrea să vi le prezint și apoi să vă spun ce s-a întâmplat cu ele. Am insistat și am formulat un amendament legat de forarea unui al patrulea puț pentru suplimentarea cantității de apă pentru alimentarea satelor Țascut Târg, Țascut Sat, partea de dealul Țiganului și Spinei. Am mai cerut forarea unui al treilea puț la Pâncești și colegii de la PSD ne-au ajutat cu o locație care sper să fie luată în considerare. Suplimentarea sumei alocate pentru reparații curente la drumuri. În faza inițială, suma era undeva la vreo 100 și ceva de mii. Acum a urcat la 578.000 de lei sumă pentru reparații curente. Am solicitat, am propus colegilor un amendament legat de reabilitarea rețelei de apă la Valea Nacului. Având acel litigiu cu conducta de oțel, nu știu, detalii la timpul potrivit, care este solicitată a fi retrocedată, am luat în considerare o amplasare a unei alte conducte care să asigure provizoriu alimentarea cu apă a statului Valea Natu până la implementarea acelui proiect integrat de apă canal în zonă.
Spre mulțumirea noastră, colegii au analizat aceste amendamente, au fost de acord cu toate amendamentele, aceste amendamente au fost bugetate și am avut și norocul primirii unor sume consistente de la Consiliul Județean Bacău, le-a prezentat și domnul viceprimar, și toate aceste amendamente au fost aprobate. Au trecut prin votul colegilor, au fost bugetate și acum fac parte din lista de investiții. Pentru noi este o mulțumire că ne-am asumat o sarcină comună împreună cu ceilalți consilieri și putem să dăm o speranță cetățenilor că aceste investiții vor fi realizate, pentru că sunt prinse în buget. N-ai cum să mai spui că nu există și că sunt și bani în spate. Referitor la acel excedent, sunt un pic, nu supărat și nici trist. Să zicem, dezorientat așa, acel excedent nu trebuia să existe. Serios. Un excedent care are valoare de 30 și ceva de miliarde, nu trebuia să existe pentru că, cu siguranță, cineva de la finanțe a tras un ochi spre excedentul ăsta și a mai umblat un pic la sumele alocate, dar au fost lăsate în urmă cheltuieli și investiții care puteau fi acoperite cu această sumă. Nu zic eu, e bine și așa, că omul, gospodar acasă, mai pune un ban la saltea câteodată. Dar în finanțele publice nu prea se practică așa ceva. Adică trebuie să pici pe execuția bugetară cât ai alocat, cât ai avut finanțarea, atât trebuia să fii cheltuit. Pe zero. Domnul contabil, revizor de la Poșta Română. Cel mai bine. Știe foarte bine. Părerea noastră este că acest buget este mult mai explicit, mai explicitat ca în anii din urmă, mult mai bine conceput, sub aspectul oferirii de informații tehnice, contabile, face referire la acest buget, acel proiect de buget, face referire la sursele de finanțare și oferă informațiile complete tuturor celor care mai au nevoie de astfel de informații privind bugetul. În urma celor discutate, domnule viceprimar, aveți la dispoziție cu votul colegilor noștri de la Partidul Național Liberal, aveți la dispoziție banii pe care i-ați repartizat în buget, răspunderea cheltuirii și legalitatea cheltuirii acestor bani vă revine în totalitate. Mulțumesc! Cred oportun să spună și domnul Marius, care și dânsul două amendamente. Să încheie, domnule Ierachim. Stimați colegi, stimați cetățenii comuni Sascuc, așa cum am, deja este public de foarte mult timp, nu s-a reușit. Din diferite motive, nu vreau să ne mai invoc acum, nu vreau să ne... finalizarea proiectului de la dispensarul Berești. Dar apreciez faptul că totuși și-a ținut promisiunea atât domnul viceprimar cât și domnul Popa și întregul aparat, cât și colegii consilieri, și văd că a fost reinclus în programul de investiții de anul 2023 și am speranța, deși se promisese că la sfârșitul anului 2022, e finalizată și ne strim trece peste am asta. Am dat pe acoperiș, am făcut tot, dar faptul că... Am trecut peste asta, fac și eu, dar domnul a fost, nu sunt supărat, nu sunt. Apreciez faptul, apreciez sincer, vă spun sincer, pentru prima dată, am mai fost în Consiliul Local, am fost și consilier, am fost și invitat, apreciez modul de lucru pe care l-ați aplicat și o schimb, o abordare diferită de față ce a fost înainte. Nu mai comentez că a fost negativ sau pozitiv. Apreciez lucrul ăsta. Puteați foarte bine să treceți peste, oricum vot al USR-ului lor, fără vot. Apreciez faptul că ați luat în considerare amendamentul meu de ieri și ați ținut cont și de finalizarea investiției de la Berești pentru dispensarul medical și pentru reabilitarea pieții din Sascut. Vă mulțumesc pentru lucrul ăsta, atât și colegilor liberali, cât colegilor PSD și dumneavoastră în calitate de executiv. Și am speranța că se va duce la îndeplinire piața asta. Pentru că, la urma urmei, este un obiectiv care deservește toată lumea, nu este un obiectiv personal al cuiva. Prin asta s-ar putea încuraja și producători locali. O să fim sinceri. Vin un producător local și vin de prin lădiță jos. Adică se creie niște condiții. Putem achiziționa niște tarabe acoperite. Putem face mai multe lucruri. Văd că ați prins 1.200.000.000 pentru asta. Poate sunt insuficienți la momentul ăsta. Aș fi vreo mai mulți. Nu se poate. La rectificarea din vară, dacă dă bunul Dumnezeu și va fi în continuare înțelegere, pentru că anul ăsta trebuie să facem treabă. La anul nu-mi ce-o îndăni. Va fi an electoral, eu mai
Dar anul ăsta trebuie să facem front comun și să ducem la îndeplinire să, să executăm bugetul pe care îl avem. Vă mulțumesc pentru colaborare și pentru. Domnilor, supun la vot proiectul bugetului pentru anul 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnilor, vă mulțumesc. Este primul buget care îl votăm împreună. În unanimitate. Mulțumesc. Datorită a fost o abordare corectă din partea mea asta. A primit telefon de la domnul, a fost un domnul CIF, propus și proiectare. Pentru prima dată. Și pentru lucrul ăsta am mulțumit public. Trecem la proiectul numărul 2. Sper că ar fi bun Dumnezeu să reușim să implementăm toate proiectele și să ajungem cu bugetul pe zero, cum spunea domnul consilier, adică să cheltuim toți banii ca să rămânem în istorie. Să rămânem săraci. Nu avem niciun bani. Asta înseamnă că vor avea cetățenii pământului să ascultă un plus. Sunt mai bine excedent pentru la anul. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dezvoltare servicii publice în comuna Sascut prin achiziții de utilaje. Comisia 9-1. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Discuții vă rog. Deci, o precizare aș vrea. Ce utilaj, despre ce utilaj este vorba? Este un proiect rugal care se derulează și comunii Sascutii au fost alocate, cum au fost alocate și celorlalte comuni, suma de 16.000 de euro. Ne-am uitat, ne-am orientat ce am putea să cumpărăm de 16.000 de euro, ca să nu mai intervenim noi cu o suplimentare, vă știți, la terenul de sport, a ajuns încă pe atât suma care a fost alocată de către bugetul Consiliului Local. Și tot, vedeți, noastră, primăvara s-a apucat lumea curăță pomul. Scot crengi la poartă. Noi curățăm tot felul de copaci și de uliții și tot ce creanga n-avem cum să o duce. Am dat la diverse persoane care nu au ce să încălzi. Au început și ei să facă mofturi. Dom'le, dar mi-a dus crengi, atunci, dom'le, e mai gros. Deci am făcut situația asta. Atunci am luat un tocător de crengi, masă de masă, cu care putem să are plan să poată fi tocată și vegetația mai solidă, vegetația, dar mai transformă și pierdesc, adică. Greu. Vedem în funcție dacă se poate adapta și la alte tipuri de proiecte, dar pentru acest tocător care am considerat că este oportun pentru comunitatea noastră, trebuie să-l folosim, s-au alocat 16.000 de euro și... La ce se atașează? La tractor. La tractor. Au venit la tractorul care l-avem, care e unul dintre cele inferioare, cum să cunoașteți, ca și tractoare, ca utilaje, dar ca și putere, deci să fie adaptabil pentru tractorul nostru, trebuie să-l folosim. Da. Deci un proiect în fonduri europene, ca să, pentru cei care... Mai să discuți? O precizare, vă rog. Acest tocător trebuie neapărat să facă echipă cu mașina de gunoi care are încă licență valabilă pentru întreținere spații verzi. Nu a fost anulată licența. Și ar trebui făcută cumva o echipă între cele două utilaje, astfel încât să se asigure și curățenia spațiilor pe care se acționează. Eu am avut experiența lucrului în grupul de acțiune locală, unde sunteți acum dumneavoastră membri. Această sumă nu a fost o sumă, cum să vă spun, care putea fi accesată decât ca repartiție între membrii galului, între membrii comunei. E o sumă fixă care se împarte egal între toți membrii, deci să nu s-a accepte cineva, că putea să fie 50.000 și avem numai 7. A fost împărțit pe egal. Da. Supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15 voturi pentru. Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitudine cu titlul gratuit în favoarea SC Delgat Gri, a suprafeței de 43,20 metri pătrați, situată în comuna Sascut, aparținând domeniului public al comunei Sascut, de Subacă. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, dacă sunt, vă rog. Vă rog, domnul Augustin. E bucurător faptul că apar astfel de solicitări, acest drept de servitute folosește un utilizator casnic de gaze naturale, este o aprobare pe care noi o dăm pentru a se săpa un șanț să se amplaseze o conductă de gaz, după care se astupă și redevine utilizabil în domeniul public. Personal mă bucur că apar cât mai mult de astfel de solicitări, înseamnă că
dezvoltarea utilizatorilor sau familiei utilizatorilor de gaz natural la Safut crește și atunci și noi ne găsim utilitatea investițiilor noastre prin extinderea rețelelor de gaze naturale. Înseamnă că ceea ce am făcut are continuitate. Corect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. 15 voturi pentru. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie, martie, aprilie 2023. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Propune, vă rog. Eu vreau să propun. Și eu. Dumneavoastră, primul. Vă rog. Da. Ținând cont că v-ați declarat mulțumit de modul în care funcționează aparatul Consiliului, cred că a sosit și ziua în care mai poate fi președinte și de, și de la alt partid decât cei de la PSD. Având convingerea că lucrul acesta se va întâmpla, propun ca președinte pentru viitoarele luni pe domnul pe domnul Marx. Să vedem dacă acceptă. Da, eu propun pe domnul doctor Drăva. Domnilor, îl supunem la vot dacă refuză, dacă trece ce refuză. Nu-i conflict de interes. 15. Mai ce faci acum? De acum trebuie să vii fiecare ședință, nu mai pot intra ca președinte online. În ce formă? Ți-am făcut-o. Chiar îmi doresc ca toate ședințele să-ți desfășoare în 3 luni la treabă. Da. 3 luni de zi să fie aici. Până la vot, dacă v-am făcut domnule. Domnilor, da, sunt obligat să supun și propunerea domnului Marin. Cine este pentru a doua propunere? Împotrivă? Deci președinte pentru perioada care am citat-o, adică februarie, martie, aprilie. Dar nici nu ține votat? Trebuie să uiți funcția. Ți-a retras propunerea? Nu e adevărat, am supus-o la vot. Am supus-o la vot, de ce vorbim? Haideți, mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 5 privind actualizarea statului de funcții și modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunului Sascuș de Subacău. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Vă rog, vă rog. Lăsați-l, aștept. Rog inițiatorul de proiect să ne explice. Adică ce costă, ce își dorește dumneavoastră prin reorganizare. Pardon, prin actualizarea statutului de funcție. Deci... Pe cine mai angajăm? Deocamdată nu putem noi să angajăm. Sunt spate în postul de vacante.
să le scoate la concurs și clar, concursul este bine primit. Și mai am întrebat, pentru că sunt unele discuții în public, în transport, de regulă cam ce spune poporul, nu știu cum, că se împropuiește. Știi, televizor. Să știm dacă o fie așa. Și mai am o situație în care șeful SPS-ului domnul Gureanu Valentin vrea să fie doar în subordinea viceprimarului cu atribuțiile primarului, subordinea primarului. Și eu îl accept cu drag și sper să avem o bună colaborare. Asta spune legea, că nu m-a lăsat scurte ei așa, organigrama, dacă vă duceți, orice... Haideți să nu faceți treabă, să spuneți în față. Haideți să lucrăm frumos de la început, să putem să fie o ședință modern, vreau să fie una modern. Eu îl accept cu drag și sper să fie o bună colaborare între noi, altfel eu trebuie să aplic legea. Eu vă spun tuturor ca să nu fie cu supărare, când se aplică legea. Așa cum se aplică și pentru mine legea, așa trebuie să aplice pentru fie, ca ai determinat să faci consilier, și ca și angajat și șef de serviciu. Doar atât? Și am spus vacantarea celor care nu sunt preocupate pentru a putea fi scoase la concurs. Care sunt ele de opost? Buldoix, cu Cadu Călăriesc. Care sunt acolo? Nu, nu, de lăsa să discu cu domnul inițiator de proiect. Păi le-am văzut în organigramă. Da, dar vreau să le spuneți dumneavoastră ca să fie, să audă și cetățenii. E nevoie de șofer, de fapt, că avem nevoie de buldoi excavator. Eu chiar am rugat un băiat, a voluntariat două zile și sper să vină și astăzi. Faptul că era singurul care putea să lucreze pe autocredere și pe buldoi excavator, era domnul Ungureanu, șef SBSU, și a zis, domnule, nu pot să mă împac și pe grader și pe... Corect. Și atunci, cu toate că dânsul nu are un atribuții decât în situații de urgență sau prin dispoziția primarului a redat, cum fișa postului să poată lucra cu fiecare utilaj, dacă e nevoie. Și am găsit totuși un băiat care a voluntariat două zile și astăzi, dacă reușim, nu știu, au ajuns în Siria, deci băiatul și astăzi, da? Și astăzi ne-a ajutat la dezătezire. Faptul că ceilalți șoferi, care sunt Costea Ciprian de la... Ne-am cu domnul Costea? Ne-am cu domnul Costea. Noi ne-am cu domnul Vici. Ne-am cu domnul Vici. Cu domnul Vici, cu Costea. Ne-am lui un film cu mătru, asta nu-i ne-am. Da, eu l-am rugat personal și au venit și ne-au ajutat. Cu toate că postul a fi scos... Nu sunteți sub incidență, deci să știți. Cu toate că postul va fi scos la concurs, în cazul în care poate să vină altcineva mai pregătit decât el și poate să obține postul de concurs. Dar cine îl examinează? O comisie. Cine trebuie să ia, Propun să fie și nevoie să concurs. Corect. Comisie de concurs nu se face în Consiliul Local. Din prin dispoziția primarului, personalul, eu vă spun că sunt pentru comisii și știu cum lucrurile. Așa, domnul, și mai e o funcție. Nu, atât avem vacantare. Da. Arată funcție era vacantă, nu? Ala de ce era. Asta e personal, da. Și acolo? La fel aveați persoana pregătită. Asta e personal? Sunt persoane cu handicap, care trebuie să fie ocupate postul. Nu. Deci nu asistentul personalul primar. Vreau să întreb dacă funcția de monitorizare a procedurilor ați luat. Era vacantă. Și... Deci doar poate fi scos la concurs. Nu știu dacă e scos la concurs, da? Și este public care vrea să îi poate să scrie. Da, doamna. Atât, renunțăm solicitare. Mulțumesc, domnule. Dacă acest proiect de hotărâre îl privește direct pe domnul Ungureanu, am rugămintea să-i dăm și dânsului cuvântul din respect, dacă tot este prezent aici, poate are să ne spună ceva, o poziție, da. O părere, vă rog. Chiar fără. Domnul președinte. Da, legat de organigrama primăriei, în trecut din 89 încoace, organigrama primăriei a fost cu serviciu voluntar în subordinea primarului. După care a fost în Consiliul Local schimbată această organigramă în mod ilegal. De ce? Legea spune clar că serviciul voluntar se subordonează direct conducătorului unității, fără intermediar, fără indicii, pentru, în cazul situațiilor de urgență, a se scurta timpul de intervenție, pentru a nu suna la 7 persoane, să poți să obții o aprobare, să poți să
În cazul unui incendiu sau ăsta, răspunde primarul imediat el, dacă nu sunt eu. Deci timpii de răspuns trebuie să fie foarte scurți. De asta se modifică, acum intrăm în cadrul legal. Eu am solicitat de mult, nu de acum, dar toți au zis că rămâne așa, rămâne așa. Eu am solicitat legalitatea, altceva nimic. Este ok pentru da, da, și este legal. Asta... Da, 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 și e mai eficient. Eu sper să fie mai eficient. Mulțumim. Da, mai este discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului de execuție a bugetului pe trimestru 4-2022. Comisia 1. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții. Reiau supărarea mea că nu s-a închis cățelul. Am înțeles-o. De trei ori ați judecat. Ne-am luat judecat-o, domnul. Nu sunteți singur. Nu mai sunt discuții. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu a venit atât. 15 voturi. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ascut și serviciilor publice din subordinea acesteia pentru anul 2023. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Poftiți, dumneavoastră. În raportul de specialitate semnatarul acestui raport a fost atât de evaziv încât nu știu dacă cineva poate să discearnă motivul pentru care nu sunt crescute aceste salarii. Se face doar o referire la acea ordonanță Crenuleț care limitează creșterea salariilor de 10% la nivelul anului 2022 cu condiția să nu se depășească coeficientul de salarizare din anexa la legii 177, corect? Exact. Bun. Dacă mi-ar fi scris în raportul de specialitate domnul acesta că salariații primăriei sunt salarizați la coeficientul maxim și că nu mai există coeficient mai sus decât atâta care să permită salarizarea, toată lumea ar fi fost în cunoștință de cauză. Dar asta s-a întâmplat, pentru că la noi în primărie salariile sunt date pe un singur coeficient și nu pe o plajă de coeficienți. Plaja de coeficienți, ce ar însemna? Ar însemna că atunci când este angajat, omul să fie angajat pe un coeficient mai mic, să îi se observe creșterea importanței muncii și a implicării lui profesionale prin creșterea coeficientului de salarizare. Așa, dacă tu îi dai fix de la început și nu mai ai nicio posibilitate nici să-l scazi, nici să-l crești, acel salariat rămâne blocat în fișa postului și indiferent că muncește sau că nu muncește, ești obligat să plătești. Ce rugămintea? Se poate regăsi, să se revadă din nou statul de funcții și coeficientul de salarizare, astfel încât să se stabilească niște plaje de coeficienți, dar nu rotunjite la 5, la 0,5. Cu coeficienți care să facă diferența și între doi oameni care sunt colegi la același compartiment. Vă ajută foarte mult și când faceți evaluarea, când faceți caracterizările de serviciu și în situația de față, cu creșterea salariilor, ați fi avut posibilitatea ca unii să primească această creștere care iarăși nu a fost precizat în lege. Să nu depășească indemnizația viceprimarului, este regulă, să nu depășească acea indemnizație. Și atunci toată lumea ar fi înțeles. Acum nu știu dacă angajații din primărie, pe baza raportului de specialitate și a hotărârii de Consiliu pe care urmează să o aprobăm, vor înțelege de ce nu primesc această majorare și, sincer, dacă ne vor înjura, asta e. Dacă stăm să analizăm, să nu depășească indemnizația viceprimarului, eu cred că ar putea să primească toți majorarea. Nu? Pentru că ei sunt salarizați la coeficientul maxim. Din ales la legea 177. Păi ce deci a fost stabilit toți? Păi cum are salariul mai mare? 163. Mulțumesc pentru un remembru. Da. Mai sunt discuții? Hai să trecem la vot, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Deci se spune clar, rămân salariile la nivelul decembrie 2022. Așa, da. Nu cresc salariile. Deci nu cresc. Asta ca să... Proiectul de hotărâre numărul 8 a fost retras.
revenim la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de lucru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare depuse de la Consiliul Local al Comunei Sascuș, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog, da, domnul Iosu. Și de ce trebuie? Păi nu le depunem. Unde să le depunem? Ce să le facem? Doar modul de arhivare și modul de păstrare. De ce asta discutăm? Păi da. Ca procedură de lucru. Procedură de lucru. Nu exista o procedură explicită. Nu exista. Ca și document exact ce trebuia făcut. Mergea pe o bază de pe bază unei asta nu e normă internă? Dacă da, se referă doar la arhivare și nu relucare? Normal e o procedură operațională. E o procedură operațională, da. Dar aici a spus o procedură de lucru. Da. Dacă ai implica și cei care vin cu contracte de arendă, atunci da, care vei merită o hotărâre posibilă. Implică și pe ei, pentru că până acum veneau cu adeverințe, cu acum doar cu actul de proprietate. Păi asta, eu asta fac, de fapt. Eu încă pui mai mult decât trebuie în contractul de arendă. Pentru că asta aduceți actul de proprietate, dar înainte se venea, știți că s-a acceptat și cu adeverințe de... Adeverințe de posibilă. Adeverințe de posibilă. Sau cu adeverințe vechi pe care le-a eliberat pe primărie. Mai sunt ele, că le s-au dat. Și pentru acest, ca să nu se mai interpreteze tot felul de... Și mai e o problemă care o să rezolvăm în cadrul acesta. Taxele și impozitele vor fi majorate. Adică nu majorate ca venit, ci strânse mai eficient. În momentul când ai venit și ești obligat să aduci titlul de proprietate, automat cei care nu sunt înregistrați, sunt o parte care nu sunt înregistrați cu titlul de proprietate, vor fi înregistrați la fisc și atunci vor trebui să plătească. Deci e și pentru buna colectare a taxelor. Da, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public comunitar local de evidența persoanelor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Deci, având în vedere că au fost, de fapt, serviciului public de evidență a populației, a fost spus... A fost scoasă comuna Corbasca și a fost atribuită comunei Răcăciuni la evidența populației. A trebuit să urmăm o serie de proceduri. Hotărâri de Consiliul Local noi, hotărâri de Consiliul Local Răcăciuni, Corbasca, Consiliul Județean. Și s-au ajuns la punctul limită în care trebuie să aprobăm regulamentul. Faptul că iese Corbasca din început de mâine, nu? Da. Da? Din Serviciul Public de Evidență a Populațiilor a Comunei Sascuș. Pentru acest lucru era necesar să vină și aportul de la hotărâre de la Comuna Rădăciuni. Au venit? Nu, doamna, am legătura cu doamna secretară din aparate și mi-a spus că a fost ședință, a trecut și urmează să-mi trimite și mie hotărâre de Consiliu. M-au ieșit din ședința de Consiliu, am început mai devreme decât noi. Da, am început la ora. Păstrăm rezerva votului. Dacă avem... Dacă vor fi, o să ne luăm dacă sunt probleme. Dacă nu sunt, rămâne votat. Votăm cu rezerva. Da, votăm cu rezerva. E vorba de reciprocitate. Care trebuia, de fapt, să-l avem acum. Dar faptul că toate ședințele au fost astăzi... Dar nici ei nu l-au, Paul. Da, și lor le trebuia alus. Da. Bun, spuneți, domnule. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În 15 vot. Dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ăsta este, nu? Da, proiectul de hotărâre HAB. HAB se dice MMS. Yes, SIM, MMS, yes, yes, cod MIS 130963. Comisia numărul 1. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții? Doar o întrebare. La proiectul de hotărâre ați propus la articolul 1 implementarea proiectului sau participare la proiect? Pentru că aplicantul de proiect nu este primăria sa. Este prefectura sau Consiliul Județean sau legează pe ce? Protocolul de colaborare. Da, v-a zis aici s-a propus implementarea proiectului. S-a propus implementarea proiectului, ca și cum am implementat noi pe tot proiectul. Da. Suntem participanți la proiect. Punctul 2 ne spune că
Doar participa. Protocolul. Reformulat sau îți aprobă participarea Comunei Sasu la implementarea proiectului? Da, scrierea punctul 2 se aprobă. Nu, chestie de formă, dar e important. Probabil că am avut un model care... Da, da, punctul 2 spune clar că nu e doar... Fiind cu finanțare externă și mă... Dar probabil că așa avea, nu știu, analizăm și în cazul care trebuie... Da, formulați-o ca să nu le pună lor probleme. Da. Deci, da. În cazul în care este necesară o reformulare, aveți acceptul să o faceți, da? Da, da, da. Cine este? Este vorba, ca să vă explic despre ce e vorba, este vorba despre digitalizarea Serviciului de Asistență Socială. Este un proiect în care cred că majoritatea comunelor din județul Bacău l-au implementat în cadrul asistenței sociale și pot fi accesate mult mai rapid anumite informații, anumite baze de date în acest proiect. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu am limitat. 15 voturi. Mai avem o cerere. Către domnul primar al Comunii Sascut, consilierii din Comuna Sascut, din satul Schineni, ce... Dar l-am prins în buget. L-am prins deja. Pentru solicitarea... Ca pe, la fel ca și ce de o extindere de rețea de gaz metan, care noi deja o avem prins în buget cu colegii au dar faptul că solicitarea a venit de la altă ieri a fost solicitarea, dar nu au știut oamenii că noi am prins. Oamenii acum să știe că finanțarea este asigurată deja prin buget. Extinderea de gaz metan are finanțare cota partea noastră asigurată. Așteptăm să ne trimite cei de la Gazprom cota parte și... Din totalul sumii se împarte în mod egal de cele trei cumpări, adică de cele trei sate? Sau cum? Nu, în funcție de... Vă spuneți că au lucrat o sumă pe toate satele. Da, este o sumă și în funcție de extinderile care sunt. Sunt toate în calcul extinderi în Schineni, în cartierul nou, deci la toate la măsurător, în cartierul nou. Dar cum? Din toată suma, din 6 lei. Nu este 2 sau cum? În funcție de suma, nu, în funcție de suma care ne repartizează Cicradel Gazbet, eu cu finanțare la fiecare extindere, noi suplimentăm suma care e nevoie pentru implementarea extinderii de rețea de gaz metan propusă. Deci avem am făcut aproximativ 2 km pe sută de extindere, avem o sascusat în cartierul nou, partea este o stradă de sub biserică care nu a fost prinsă în proiectul de anul. Conform solicitării bugetare integral, suma, adică deci, cum se procedează? Noi facem o solicitare, o adresă ascult, către Delgaz Grid, pentru extindere de rețea de gaz metan. Cum e speța noastră la Schineni? Da. 200-300 de metri, cât sunt acolo. Noi am alocat o sumă pentru extindere care deja le-am măsurat. Cei din Delgaz Grid, noi zonă, o sumă aproximativă pentru aceste toate extindere care aveți de făcut, este aceasta, care am prins-o noi în buget. Da, s-ar putea ca să ne rămână de acolo bani. Noi am prins o rezervă în plus, ei ne alocă un procentaj în funcție de numărul de beneficiari care pot fi acolo, să zicem că sunt mai pe partea dreaptă mai mulți, pe stânga mai puțin, dar sunt străjuni, sunt și pe stânga și pe dreapta. Ei spun, domnule, aici alocăm noi 30% din sumă, aici 20%, aici 40%. Deci când ați făcut proiectul, deci a luat în calcul și... A luat în calcul, da, și extinderea de acolo și l-a s-a sat, pe slăzile care erau... Da, vă rog să vă scrieți pentru diverse. Domnul Iosua a fost primul. Mai invitat alții, nu am. Invitații. Deci am câteva la care vă rog să nu mă întrebați. Vreau să vă întreb cine lucrează pe buldoi excavator. M-a spus mai devreme. Ați spus. Vedeți că băiatul ăsta nu-și face treaba. A trecut, eu chiar cineva m-a sunat și de la Valea Napului și de la Berești. M-a zis, băi, zice, i-am făcut, băi, dă ca lumea aici. Și mi-a arătat ceasul. Nu, știu acolo despre ce-i vorba. Băiatul ne-a zis, domnule, pot să rămân, cum a fost în timpul zilei de ieri, până la ora 16. Într-adevăr, noi
am pus să stea pe teren de la poliția locală și acolo unde e nevoie, omul, ca să nu rămână zăpezit, ia în stratul, la, în funcție de sursul de zăpadă. Nu, dar deci aici, s-a, aici, s-a făcut exact, bătaie de joc. Dacă vreți, eu îl sun pe băiat în direct să vă confirm. Acolo, într-o zonă respectivă, dar avem zone unde da. S-a făcut treaba, deci nu spune nici. Doamna secretară, am o rugăminte, să notați tot ce spun. Vinovat da? Nu e omul, domnul consilier, care a muncit gratis. Vinovat e omul nostru, care a fost pus să supravegheze lucrarea și să-i spună de câte ori, domnule, mai merge o dată cu cupa mai jos, domnule, mai... Deci, ați înțeles de ce vorbim? Nu vedem de sus, de pe utilaj, altfel vedem ca și... Domnul viceprimar cu atribuții de primar. Eu lucrez cu utilaj, știu ce înseamnă. Deci, când îți faci un alt semn, mai treci odată, că treci pe banii ei, nu pe banii tăi. Da, da. Asta e problema. Încă o rugăminte. Vreau să ne puneți la dispoziție, cel puțin nouă colegilor de dreapta, noi facem turci cu dreapta, cine are pășunea, cel puțin la Berești, în concesionare? Noi nu facem cu stânga asta. La Berești, în concesionare, cine are pășunea? Pășunele, da. Da, nu faci acolo că avem... Așa. Mai există o problemă. Am pățit și eu ca cineva, cum a zis, există un elefant. Se pare că e un elefant negru de data asta. E mai ușor din preț. Cine, dacă există la nivelul comunei Sascut rezerve de teren, da. Vă rog să ne le puneți la dispoziție și cine le lucrează. Și suprafață. Și suprafețele cu tabel, unde poate nu lucrează lumina și este părloasă. Vă spun că deja am făcut solicitare. Eu știu, eu știu că vă dați seama că am și eu prieten în altă parte, care mai spune, ia vezi, acolo, cum e, adică eu nu mă feresc. Da. E vezi și vorbe bunești. Negru, da, așa, da? Și, dar vă rog să ne dați și nouă tabelul, unde sunt, cât sunt, da? Da, da. Și să nu uitați cum. Ca să poată scoate toate rezervele, toți ce au... Care au contracte sau care nu au contracte? Dom'le, rezerva. Rezerva e rezervă. Rezerva este rezervă, nu? Rezervă mă atent să spun. Haideți să vă explic despre ce vorba. Acolo unde s-au făcut lucrări de cadastru sistematic, da. Se poate spune ce rezerve sunt. Sunt ca și în anumite tablare unde s-au făcut cadastru, sunt anumite parcele în care apar, scrie, rezervă OAT sau rezervă Consiliului Local de Funcționare, în paranteză, da? Moștenitorii care trebuiau să fie puși în posesie acolo, dar nu au apucat să-și facă documentația pentru a primi titlul de proprietate. Nu vorbesc de rezervă aia, domnul. Sunt cazuri în care au contracte de arendă, da? Prin asta vă interesează rezervele care sunt... Rezerva primării 11%, deci ce a rămas la marginea... Acum ar spus altă întrebare. Acum faceți altă afirmație. Rezerva primării este una singură. Păi și rezerva asta intră tot la primărie. E tot acolo, aia. Una singură. Tot acolo s-a dus. Una de două, una de două. Păi și eu ce am greșit? Nu, Marco, ați greșit la momentul care s-au... Domnule, eu știu ce vorbesc. Cine reține? Noi nu înțelegem astea. Rezerva de 11% care s-au oprit când s-a depuit terenurile, ce s-a făcut cu ea, sau rezervele care sunt pe tot teritoriul comunei Sascut? Domnule, deci toate s-a dus la Lumecloc, la primărie, da? Nu, am întrebat două lucruri. Rezerva s-a dus toată la primărie și aia 11% și cea de-a primăria pământ cu ei. La marginea, la fiecare tablă. Am înțeles. Rămânea o rezervă. Eu am înțeles. Aia mă interesează pe mine. Eu aș putea să vă dau un răspuns la problema în modul 2, că a spus-o foarte, foarte evaziv. În sensul, cine are arendare pe pășuni? Și cine? Da, cine pe are? Și la asta, la arendă, la pământul rezervă, am întrebat și cine o lucrează? Da, aici n-ai mai pus întrebarea asta. Cine lucrează la rezervă? La rezervă. Așa. Pășuni, a zis la pășuni, am înțeles. Dați un răspuns. Ideea este alta. Da. Ca să vă dăm un răspuns complet, dacă mi să așteptăm să termine GeoSilva cadastrarea și abia atunci, cum avem în cazul Luncă, cum avem în cazul Vrânceanu, vom avea o situație exactă. Până atunci, situația este... Nu adică. Este de lor. Ba da. Ba da. Avem pe domnul Olaru, care omul ăsta se pricepe și-l mănâncă pământul. Îl mănâncă pe caietul de... Omul s-a lovit și domnul Olaru, am dreptate, pe caietele de punere în posesie,
au rămas la marginea ta, unde sunt rezervele, da? Dar nu facem discuția asta acum, gata, am înțeles. Deci mergem mai departe. Poftim, domnule. Păi nu, că am înțeles că totuși este o luptă foarte mare ca cineva, ca să vă spun până la capăt, ca cineva să iei terenul ăsta să lucreze. Nu-l ia nimeni. Da? Nu-l ia nimeni mi-aș pentru dori, că... Mi-aș dori să pot să să-l plătească. O rezervă a Consiliului Local, exact cum a fost da. La... Să la Vendeu să revină Bieritul, da. Corect. Pe noi îi interesează mai puțin cine îi plătește, ăla îi interesează. Comisia locală. Așa, și dacă tot am să zic, scuze-mă, Gheorghiță, nu se poate găsi soluția pe unde trece autostrada. Eu, de exemplu, nu vreau, eu, persoana mea, nu vreau banii lor. Eu vreau din rezerva aia de 11% să mi se dea terenul înapoi care mi-a dat. Nu este așa ceva. Nu este așa ceva. Legea 1536 din 2002. Care este lege? Nu putem face. Am întrebat. Da, putem să sunt fără o să încep cu o mică completare la întrebarea domnului Iosu, că ceva pare neclar, poate nu pentru noi, dar pentru cetățeni. Toți cetățenii care au fost proprietari de terenuri, s-a scut, toți întreabă despre această rezervă. Mă mir ca la ora actuală să putem vorbi despre faptul că nu știm cât există, câtă suprafață este această rezervă, cine a deținut-o, cine a beneficiat 30 de ani de produsele de pe acest teren. Dar asta rămâne să ne dați dumneavoastră un răspuns după ce vă elucidați. Dacă, adică nu credeam că nu se știe la ora actuală care este rezerva OATS-ASU. Un lucru foarte rău. Îl știm noi și nu știți dumneavoastră. Domnule, eu îți spun o întrebare, dăm voi să, ca să clarificăm o situație, să vedeți că răspunsul este tot la cel care lucrează terenul. Domnul Iosu, între dumneavoastră și celălalt lucrător care este alt proprietar, există o suprafață de teren care este al lui X, da. Nu dau nume. Ați lăsat-o vreodată acolo sau ați intrat cu plugânea? Da, am lăsat-o. Ați lăsat-o? Da. Dar nu s-a procedat niciodată așa de nou. Domnul Iosu, lăsați-mă să, lăsați-mă să vă spun că nu este adevărat. Nu este nicio suprafață de teren care să rămână între mine și dumneavoastră nelucrat. Teren nelucrat nu există. Deci în momentul când... Ascultă o secundă. Vă ascult? Asta iar, pentru că știi că am mai avut noi o discuție. Da, da. Deci eu mă interesează să nu fie la mine, nici nu mă interesează, nu știu. De acord, dar între mine și dumneavoastră este un om care nu a venit niciodată pe terenul ăla. Nu, dar noi ducem. Nu există așa ceva. Duceți discuția în altă parte. Nu, 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 părinții mei, ca să mă dau exemplu pe mine. Da. Au avut 10 hectare de teren, din aia 10 hectare s-au oprit 11%. Aia e, domnule, domnule, aveți locul de acumulare în care am întrebat ceva. Avem chiar dacă nu și-a lucrat pământul și l-a lăsat pe roagă, este un proprietar. Rezerva este rezervă. Bun. Rezerva este la capătul tablalei. Am dreptate, domnul Oaru? La capătul tablalei Vrânceanu. Există rezervă? Lăsați trebuie să fie. A trebuit să fie. Unde este? De ce întrebați? Hai să spun eu unde trebuie. Da? Nu. Dar la cine? Dole, nu mai încerca să poate într-un anumit loc. Pentru că s-au mai băgat anumite persoane. Unde a rămas rezervă, l-a luat pe Luci Gârmacea, l-a băgat acolo unde nu a avut. În tarlaua asta unde a rămas rezervă. Și așa mai departe. Domnul Apostol ne-a promis că ne va da un răspuns. Pentru ce continuăm discuția? Mergem mai departe. A fost clar, a fost aia 11%, să ne se spună unde și ce s-a întâmplat. Mergem mai departe. Profit de faptul că încercăm să intrăm în normalitate. Un lucru bun pentru Consiliul Local, pentru că ați observat de foarte multe ori am avut cetățeni aici care ne-au atras atenția. Păi voi, fraților, mai lăsați o dracu de bătălie între voi partidele și o să răți odată să faceți niște treburi pentru noi. Și cred că este prima dată când, când ne-am certat aici 3 ori, ne-am spart capul ce am făcut noi ieri, nu contează. E bine că am ajuns la un rezultat pozitiv pentru cetățeni. De asta și suntem aici. Vreau doar să fac o mică completare la
De asta am spus că profit de faptul că este și filmată ședința. O să înțeleagă cel puțin cetățenii din Pășești că doar aceste amendamente, despre aceste amendamente este vorba. Sunt foarte mulți care, lucruri care se vor rezolva. Sunt foarte mulți părinți de copii care tot cășunează de ani de zile pe noi că nu există, și pe bună dreptate, că nu există teren de sport. Și vreau să o spun că nu au acces cetățenii la documente, să se cunoască că au fost alocați 70.000 de lei, de euro, pardon, și pentru terenul de sport. Nu de euro. 300.000 de euro. Care înseamnă 70.000 de euro? Nu de euro. Nu, 70.000 de euro. Atâta vine, domnule. Ei, la 7-300, vorbim în ce bani s-au alocat. 350.000 de lei s-au alocat terenul, 250.000 de lei, așa, bun. Reparații, drumuri, apă, iar 120.000. Pe lângă, treaba asta cu terenul de sport, mai subliniez încă o dată, chiar dacă domnul Apostol a spus odată, este vorba de înlocuirea conductei de apă la Poincești pe față cu o mare implicare a domnului Luci Gârmacea și cea mai mare și îmbucurătoare realizare pentru noi, pentru poincești, chiar dacă lucrul ăsta se mai întâmplă și în alte sate, înființarea curajului numărul 3 de apă. Încă un lucru îmbucurător este că cetățenii după față au o mare problemă cu gropile din asfalt și mă bucur că am reușit să prindem aici la reparații curente la drumuri, deși v-aș ruga să nominalizați și acest drum despre care vorbesc, nu la general. E vorba de 578.000 de lei, dar să specificați acolo drumul pe față la Păcești. Pentru că nu vreau... Și față și dos la Păcești, când toate sunt pe partea. Bă, frate, oricum ar fi, dosul este și acolo pe, este praf, dar nu este ca ăla după față. Dosul a fost plombat, deci, domnul Gârmacea, recent. Așa a fost plombat recent, fața nu, din două din exact. Bun. Nu, dar dacă se pot face să mai vedem cum mai facem, și cu un ciment și cu una și cu alta pe dos. Dar acolo pe față este groază. Și chiar și eu 578, cred că rămâne și ăla 200, ăstea 578 de la bugetul Consiliului Județean, dar noi mai aveam alocat la drumuri 244, deci totalul sunt 800 și ceva. Am putea rezolva problema și prin dos. Domnule, nu interesează neapărat suma, interesează să se facă. Adică și ar fi păcat, dacă am pornit... Da, domnul. Ați vorbit dumneavoastră la toată lumea ați intervenit la toată lumea. Când am luat cuvântul, lăsați-mă să vorbim. Dar fi păcat, dacă tot am început în ianuarie cu o cooperare între noi, ar fi păcat să nu le și ducem la capăt și să arătăm cetățenilor că, indiferent de culoarea politică, nu ne-au votat doar ca să venim aici să pierdem timp. Mulțumesc! Timpul să facem treabă. Domnul Apostol! Da, după problemă. Revin cu rugămintea de a da drumul la circulația peste podul din Tărușor. Deschideți pasarelele la pod. Deschideți pasarelele la pod prin orice mijloc de comunicare cu CNAIR-ul să deschidem pasarelele la pod. Este groaznic ce se întâmplă acolo, să vezi copilul care merge la școală când trece pe lângă tir care la merge cu 100 de km pe oră. Și punctul 2. Au început lucrările la autostradă. În lună va avea continuitate conducta de alimentare cu gaz la Berești. Am discutat subiectul astăzi cu domnul viceprimar. Faceți cumva să faceți subtraversare, că dacă se finalizează implementarea autostrăzii, nu mai puteți trece pe sub. Am discutat. Să bat buldo primăriei, îngropată conducta de dimensiunea nu știu care, lăsate capetele afară, dar măcar rezolvați problema, că după aia ca să o lipiți de podul care supra-traversează europeana, ăsta, autobanda, o să fie iarăși foarte greu. E și supra-traversează. Cum? Supra-traversează. Autobanda să fie... Drumul județean trece pe autostradă, lasă pe gârbea în partea de sus și se închide la Șerban în curte.
Și pentru apă, să fie o conductă groasă băgată acolo ca să... Nu, dar apa va avea sursă proprie cu uzină de apă dacă se merge pe o idee... Dincolo de autostradă. Dincolo de autostradă. Dar chestia cu gazul așa este. Hai să facem acum o aprobare a Lumbărescu, fără aprobarea Lumbărescu, să dăm noi un șans la adâncimea care trebuie, care trebuie, să lăsăm capătul sus afară până la branșament, ne ducem până la dincolo de grâbe, lăsăm capătul afară, dar avem rezolvată subtraversarea și transportul gazului. Este o licitație, deci măcar licitație. Maxim 3 zile ar trebui să avem... Să nu să niște Umbrănescu mai repede de licitația noastră. Da, rog, ce zice. 3 zile nu mai au licitație. Luăm contul care va fi desemnat și imediat... Ei se apucă de făcut stratul de suport acum. Ei balastează. După aia te duce să elegeri, să țin din balastul lor. Nu știu dacă mai accept. Nu fac pontul. N-au voie să aruneze drumul. A spus că i-au lucrat până la... Da, e adevărat. Și imediat pentru că sunt mai neamnus până... Domnul, vreau să spun un lucru, ca în momentul când ei ajung aici, să fie deja... Da, da, da. Da. Nevărbată problemă. Păi tocmai asta e. Faceți treaba asta despre binele nostru. Ușurăm și proiectul, costurile vor fi mai mici decât dacă lăsăm să facem brașul transportul ăsta într-o formulă viitoare. Next. Am înțeles asta. Next. Gata. Da? Bine. Domnul Chirea. Da, am înștiința trecută. Doamna Spană și cu doamna Sandu au cerut bani pentru două autobuze sau măcar unul nou pentru transportul copiii, dar de faptul că acestea nu mai sunt funcționari. Am cerut la școala generală și la liceu, am avut o adresă să ne spună la dispoziție cheltuieli cu reparații la autobuze școlare. Nimic mi-a fost surpriza când am văzut între liceu și școala generală. La unul de kilometri mai mari, funcționari la liceu, mai mulți kilometri a făcut singura mașină la liceu, ca celelalte două mașini de la școala generală. Iar cheltuielile pe reparații la liceu au fost de 446 de milioane, iar la școala generală e 2 miliarde 582 de milioane. Câte mașini? Două mașini, o mașină, da, dar la numărul de kilometri, v-am mai spus mai spune o dată. Numărul de kilometri la mașina lui Alin Paris a fost mai mare decât și la celelalte două mașini de la școala generală. Cheltuielile cu reparațiile la domnul Paris au fost de 440 de milioane, iar cheltuielile cu reparații la școala generală de 2 miliarde 580 de milioane. Mai oameni buni. Se solicită o nouă mașină. Dacă mergeți în ritmul ăsta cu reparațiile și cu furăciunile care le-ați făcut aici, o să cer la unitățile reparatoare de vizi, de lucrare, să merg să văd. Cu furăciunile care s-au întâmplat, nu se poate la același număr de kilometri unul să cheltuiască 2 miliarde jumate, iar unul 440 milioane. Da, cu furăciunile, aceștia să nu domnul ați spus. Dar ce ați spus, domnul Chiriac? Domnul Chiriac, domnul Chiriac, domnul Chiriac, haideți, încercați să luați acumii. Să luăm mâine un pic de pe banii publici. Banii publici, nici alu Copa, nici alu Stanciu, nici alu Chiriac. Da, am dovezi, dar asta am exact asta. Cheltuielile astea sunt dovezi luate din contabilitate, semnate de domnul Chiriac. La banii ăștia, la banii ăștia cheltuiți să-ți combinească cu mașină. Deci a cheltuit 52.000 de euro. Mă lăsați un pic? Da, a cheltuit 52.000 de euro, iar domnul Paris 9.500 de euro. Păi dacă mergem în ritmul ăsta, putem să cumpărăm 3 mașini la școală generală și Paris mai merge cu asta încă pe atât. Numărul de kilometri, dacă îmi permiteți, da? În anul școlar 2010-2011, microbuzul de la școala gimnazială, aici era discuția pe care am avut-o anterior ședinței, legat de suplimentarea kilometrilor. Da? 2010-2011, microbuzul de la școala gimnazială, căra și elevii de la liceu. Nu, doamnă. Eu vă spun acum numărul de kilometri. Kilometri. Păi, vorbesc de kilometri parcurși pe mașină, doamna asta. Kilometri parcurși la mașina lui Alin Paris. Sunt mai mulți ca la mașina dumneavoastră. Nu contează de ce la mașina. Nu i-ați calculat din 2008, când au fost achiziționate? Doamne, din 2014 și la o mașină, 2014. Am înțeles. Deci în 2014 sunt la amândouă mașini, așa am cerut. Până în 2022, 2021, cheltuielile sunt 2 miliarde jumate la dumneavoastră, 44, 440 milioane la domnul Paris. La același număr de kilometri.
la același număr de kilometri, două mașini a făcut același număr de kilometri ca domnul Paris. Ce vorbim? De ce vorbim? Erau vreau să vă spun că același 2008 sunt, 7.000 în 2008 a fost este și al domnul Paris. Cum vă explicați diferența asta de cheltuieli? Nu se cheamă furt? Sau pierdere de bani? Nu vă explic cum vreau eu. Dar vă rog frumos trebuie să vă rog eu. Uitați! Lăsați-o pe doamna, doamna directoare. Poftiți. Spuneți. Bună ziua, domnul primar, domnul vicepremier, colegi. Domnul Marian Chiriac, domnul Boana... A zis că nu mai vin din online. Vrea să ia servicii. Bani la Islam. N-am reușit să modificăm regulamentul, nu putem să-i impunem. Când o să le facem, o să... Dar nu, dar vreți să modificați? Vreau, cam să nu vrem. Domnul președinte. Bun, dați-mi voi. Voi, 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 voi. Poate aceste reparații au fost făcute pe bază unor depisi. Nu are nimeni cu vină. Ele sunt scoate, într-adevăr, noi am... Aș vrea să revin în închizi, vă rog frumos acolo, ia să vină la ședință, mai atingi după aia. Închizi, vă rog frumos acolo, lasă-mă pe ce urmă. Ia să intre, domnul președinte. S-a scris cumva diverse? Domnul președinte, da, nu te rugi, spune în direcție. Gata, doamne, s-a făcut, s-a făcut. S-a făcut, s-a făcut, s-a făcut. Ia să scris, dacă vreau, ia să scris pe alătă. Vă bate la doamna. O secundă, mai am ceva. Dar îi permiți, doamnei, dreptul la replică, te rog. I-am oferit dreptul la replică. Avem un administrator a școlii, avem o doamnă contabilă. Am fost și noi manageri și cu siguranță că există toate documentele necesare să justificăm ceea ce are domnul Chiriac. Știu care sunt sumele. Bun. Aș dori să conchid într-o idee cu care cred că suntem de acord cu toții. Că viața copiilor este foarte importantă și de noi depinde acest lucru, siguranța copiilor de la școala gimnazială s-a scut și nu doar, și de la liceu. Că și domnul director are nevoie de un microbuz nou. Deci noi la școala gimnazială s-a scut, avem nevoie de două microbuze. Trei aveți dreptul să luați și patru puteți lua, dar nu mai cerniți. Vă rog să vă... Ba da, nu mai eu n-am zis personal din prima care a fost director.
Ești un administrator, eu pășesc pe ceva. Vă găsiți foarte mult. Chiar și ai fost cu acolo la reparat? Pentru ce dai mi-ai răspuns dacă ai fost acolo? Diferența se duce bani simeni. Diferența de bani simeni. Da, poftiți mai departe. Aș vrea să am un punct care, aici iar mi se pare un pic, chiar să umbră la banii publici. Am ceva cu banii publici, dar aș vrea să ia fără acolo ca să nu-i mai ia. Săracele băbuțele, săraci cetățeni, vind cu batescuța să facă banii, iar alții văd că am bani nou de ei. Ce înseamnă? Vreau să știu de ce se anulează datorii la... Am și un număr, domnul Udile, domnul... Nu știu că aici a s-o o sumă de apă de la domnul Udile, în valoare de 13 milioane de lei, a fost anulată. Pe ce motiv? Nu știu, când am văzut nimic, chiar l-au înșeit de rotat, practic trebuie să mi-a zis ceva. A scris o solicitare atunci, că au fost plecați în afara țării și n-au locuit. Faptul că ei nu au avut un abonamentul, noi pe toți consumatorii îi contorizăm la paușal. Și faptul că ei nu au locuit acolo în acea perioadă de timp, au adus o solicitare prin care spune nu au fost în țară, n-a folosit nimeni apa. Și vă rog să fiu scutit din acest motiv. Cum ați verificat dumneavoastră această? Numai așa verbal și ce au pus să ia, i-ați crezut că văd? Solicitărilor. Dar fac și o solicitare acum, că de 10 ani au locuit aici, puteți să mă? Dacă n-ați locuit, deci, n-ați locuit. A, dar el cum a spus că ia 12 milioane, că a spus. Când eu vă spun că a vândut și a cumpărat cel puțin 10-15 mașini de aici. Eu l-am văzut pe numele mașini aici. Eu vă spun că l-a văzut pe mașini. Acum, da. Dacă v-am zis că a fost peste la Nea Țărea de Masăcea, și el spăla mașini. Și rani a fost aici. Și ce s-a întâmplat? Dacă e așa, nu știu, să plătească. Dar tu paușalului ăsta e. Consum sau nu consum, plătești. Bun, ăsta e rostul paușalului. Nu vrei să plătești, pune stat apometrul. Și dacă lipsești, apometrul o să mișcă. E simplu. Corect. Deci ori tăiem la toți, ori nu. Dacă vreți, domnul Rădăcic Costuriu, că nu avem nimic împotrivă și așa prețul este derizoriu la 1,47 euro. Cererea când vine, cererea să vină de acum încolo, când pleacă, se deplasează, începând cu azi, nu mai sunt, ca să puteți verifică. Nu vii când am fost, acum 5 ani am fost, taie-mă de acum 5 ani. Deci ulterior nu se mai taie. Retroactiv nu se mai taie. Da. La dumneavoastră, domnul Popa, și dumneavoastră vreau să vă împărțiți. Când ați venit, când ați intrat pe Crincea de Vicimoară, ați venit ficat cumva și datorii la cetățeni? Nu. Nu? Nu. Lasă curiozitatea să vedeți cam care are cele mari datorii la Sascut, care sunt cei care nu plătesc, care... Știu unde bateți? Nu, bate la domnul meu. Fratele dumneavoastră, are datorii 420 milioane la bugetul local. Executate, să le execute cine, acum, cine are acolo, la asta, să le execute, dar, pentru că are frate, dar nu este căsătorit cu mine. Nu, dar e și mai imaginea noastră. Are la apă, acolo 20 ceva de milioane, ulterior, acum, la domnul ăsta, vă să aștept, să acolo și-a mai rămas 17 milioane. Ce-a făcut? Ei a redus cineva? Da, puteți să mergeți, să vedeți că este eu n-am făcut așa. Și acolo s-a umblat. Eu n-am făcut așa. Deci în 2008 el n-a plătit apa. Iar dumneavoastră, în cuvintele dumneavoastră, mai ieri sau altă, era așa la ședința de comisie, a spus că vreți să măriți un pic prețul. La apă? Da. Da. Și asta este. Păi nu, mărim la ăștia care plătesc cinstit 30-40 lei, dar cei care au datorii 20 ani nu le face nimic. M-am dus așa. Eu am... Păi permite. Două probleme, așa dați până la două. M-am dus la Ghiță Sandoval ca să-mi dea dosarul de executare scris al lui domnul Popa, așa, și a lui. Și a lui la cel lucru. Al cu el. Domnul Ghiță Sandoval, are 10 milioane datorii la primărie. Așa. Soția lui, salariată, bugetar. El bugetar. Da. Primește indemnizația la Consiliul Local și 100 milioane datorii la bugetul local. Pe mai oamenilor, dar noi îi protejăm pe noi. Păi unde, ce exemplu dăm noi în fața cetățenilor? Cum poți să vii tu, inspector principal la acesta, inspector ce ești acolo, cu indemnizații luată fiecare lună 60 de lei, 600 de lei care luăm de la Consiliul Local, numai dacă plătea la bani și ai chitat de asta. Și el și ce spune? Nu pot să-ți dau dosarul meu, pentru că, și în cetățenilor, că aici sunt date confidențiale. Și răspuns este, domnule, că sunt ca un consilier local. Cine v-a răspuns? Tu nu s-am. Așa o fi. O fi confidențial, dar el mai trece de datoria.
Ce exemplu poate să dea el și cu soția lui consilier local? Cum poate să iei acea indemnizație de 600 de lei din datorii de nou și nu de acum, de 2008 care are datoria jumării? Noi vorbim de ani în urmă, că a dat plășărât, vine și râd de la altul noastră. Dar i-a trimis lui mama pentru 60 lei în științare ca să achete banii. Lui mama i-a trimis pentru 60 lei. Mai avea o restanță mama și are pensii de 1000 de lei. Nu are salarii și indemnizații cum are el. Acolo trebuie să umblați, domnul Popa. La aceste, și vă aduc 100 persoane ca așa. La persoane, să vă rog frumos, ați intrat, intrați peste ei, remeteți-le că aveți serviciul de executări selectiv, să înceapă închisul sau dacă nu știi, să înceapă cu el, vine cu el, eu, subsemnatul, mă execut. Ce cu el dacă știi? Sunt pus. Bă, pistolul și-a dat. Acum dați că nu deci, eu personal nu răspund de faptele nimănui. Eu am datorile achitate, am tot ce mă privește la zi. Îmi asum ceea ce a spus, o să caut să fac în așa fel să intrăm în legalitate cu executările. La momentul de față pot să vă zic că doamna juristă a fost delegată de noi prin rugăminte să-l ajute, să-l asiste pe domnul Sandu să facă cât mai multe executări pentru Comuna Sascu. Mai mult nu am zis. Ați verificat acum vreo una? Deci, s-a dus la plinirea, a avut la distanță? Deci a avut timp cu doamna Cercu să se acomodeze, iar începând de la 1, o să verificăm și o să vă raportăm la fiecare ședință câte executări face sau nu face. Am verificat la instanță, n-a ajuns niciun dosar pe executare. Asta înseamnă că domnul Sandu nu și-a făcut drept. Păi da, și noastră sunteți cea care-i controlați. Domnul... De asta v-am ridicat mâna ca să fiți viceprimar. Toți v-am votat. Da. Ce să-mi acolo, pe ce să-mi treabă? O să vă... Da, sigur, da, a spus domnul viceprimar cu atribuțiile primare, ședința precedentă, când s-a discutat despre câți cetățeni plătesc și câți nu plătesc impozite, da, că deja numărul 1, așa ne-a spus că numărul celor care plătesc a crescut prin aceste executări. Era vorba despre executorii care au făcut angajații de la taxe și impozite prin blocarea de conturi. Da. Și face referire domnul consilier. E vorba de executorii care trebuie să de cei care au amenzi, anumite amenzi. Amenzi s-au pus și proferii de salarii. Și sunt anumite executări care sunt blocate acolo. Treia mată. Și rugăminteți de evitere și trec 5 ani să mă rescrie. Și să fac cu mâna oameni. Ne-am duce mai mult cu încasarea. De-aia nu suntem acolo. Deci acolo trebuie 87%. Trebuie 100% de acolo și buget să mă rog. Dacă vă uitați în capitolul... Vreau să mai zic și acolo. Da, dacă și impozitează. Ce rugăminte mai am? Unele sunt 70% cu 50% cu 40%. Unde face referit domnul consilier la serviciul de executări, suntem undeva la 40 ceva la sută. Ceea ce face, din totalul grad de colectare, să ne studiem la 87 față de altele care sunt 98, 99, 100%, și procentajul este acumulat pe mai multe compartimente. Ce rugăminte am? Hai să ne orientăm un pic la hotărârea aia din Consiliul Local privind pășunatul. Nu-i corect să bagi un animal din curte de la... Dar există un amenajament pastoral care trebuie respectat, da, care spune că pășunea trebuie să se regenereze. Dar cu două săptămâni sau o săptămână înainte de a veni în ghețul. Când știm noi că vine ghețul? Iată situație. Nu, dacă uitați la amenajamentul pastoral, acolo de-aia e prin stila Sfântul Dumitru până la Apăivie. De ce? Care perioadă de reface? Dacă noi mergem cu animalul pe timp de ploaie, știți ce se întâmplă? Dar este o hotărâre de consiliu. Trebuie gândit și umblat și la amendă, adică să găsesc... Deci o să facem mult mai mare amendă. Haideți, voi știți la amendă. Nu-i problemă. Doamna, așa că s-a răzbătat? Ați votat? Ai un minut să răspundeți. Domnul Popa, m-a rugat frumos. Găurile de la asfalt, de la Plăbirești. Contactați, vă rog, firma Rostrans, firma care sunt de DG. Sunt niște cratere în asfalt acolo, poate să moară. Am trimis deja trei adrese până acum. Are mare dreptate, Robin. Am trimis trei adrese. Dacă nu mergem noi,
Mergem noi cu grupa. Punem piatră, nu ne-am adus la ele, deci o să punem și noi. Dar nu numai asta. Roate de piatră, dă-mi cum. Dar au făcut nenorocirii cu dezăpezitul. Azi am rugat pe cei de la autobandă să curiți la bulă. Ai văzut, am făcut treabă bună. Da, dar nu se dă pe deci de la dezăpadă. I-am luat ieri tocmai de sus, au venit și tot în bătaie de joc, au deci, deci de oameni care am mutat-o. Stați, dă-o în DG. Da, domnul Luci Gârmacea și după aia domnul Costel. Deci, mulțumesc, domnule președinte, cu riscul de a mă repeta, de a repeta ceea ce au spus și ceilalți consilieri, nu pot să nu mulțumesc în primul rând de echipii din care fac parte pentru toată susținerea care am avut-o, investițiile din satul Pălcești și comparativ cu anul trecut, care dacă am reușit să schimbăm doar un kilometru de conductă de apă, ceea ce înseamnă capătul satului, anul 2023 vine pentru satul Pălcești cu peste 3 km de conductă de apă înlocuit, un foraj la care s-a gândit domnul Ilie Gheorghiță, care nu face parte din proiect, deci aproximativ 2000 și ceva mii lei, comparativ cu anul trecut. Mulțumesc colegilor care m-au susținut în demersul din azi toamnă de când a început și colegilor de la PNR care au aprobat, prima dată când au aprobat bugetul. Fără bugetul ăsta... Eu nu. Scuză-mă, domnule, pentru dumneavoastră ați primit răsplata la PNL. Ca președinte din ședință. Nu mai... Da. Ca să mai facem și o să trebuiască și iarăși, chiar ca virgulă consilier din Pâncești, vor avea de suferit locuitorii referitor la șantierul care a început și va derula în cursul anului 2023. Sperăm să ne înțeleagă că fără șantierul început în 2023 nu vom avea utilități, nu vom avea gaze, nu vom avea apă, nu vom avea asfalt. Da, cred că cu asta am zis totul. Și sper să le ducem la îndeplinire, să cheltuim bugetul, să-l încheiem pe zero. Mulțumesc frumos! O rugăminte a lui Cătălian. La doamna apostol, soția apostolului, profesor apostol, doamna profesor de română. La poartă i s-a pus numărul la intrarea din spate, unde nu se vede nimic și dânsa ar vrea, eu nu pot eu să fac lucrul ăsta, noi nu putem, cel care a făcut trebuie să rezolve problema, ar vrea ca numărul de la poartă să fie aici, la intrarea, la șosea, pentru că nimeni nu știe când dă numărul, nu, când... Mi-a dat un exemplu, taximetristul n-a știut unde să oprească pentru că numărul nu era... Da, să se rezolve problema. Doamna e în vârstă, are și necesită... Sunt două porți acolo, una lângă alta, domnul Gârbea și doamna profesor. Da, acolo, da, e doi acolo. Tot pot îndreaptă. Dar mai trăiește domnul Gârbea? Da. Exact, după pot în speranță. Da. Mai sunt discuții, domnul Olaru. Domnilor consilier, domnul primar, domnul viceprimar, doamna secretară. Luați loc acolo. Am venit și eu într-o ședință, am ținut să vin de mai multe ori, dar multe și alte probleme m-au reținut și n-am putut veni. Am ascultat cu atenție materialul care s-a prezentat, de o importanță majoră pentru viața comunii Sascut. Ce aș putea să vă spun eu acolo, aș fi vrut să aud câteva proiecte mari de anvergură. Deci, iertați-mă că vă spun, sunt câteva adnotări care pentru mine sunt cârpăceri. Și pe cârpăceri s-a mers în Sascut de 30 de ani. Reabilităm apa, am cârpăcit o conductă la Pâncești de vreo câteva sute de metri și gata, am rezolvat, am făcut apa, domnule.
Așa s-a făcut și la Sascusat. Reabilităm canalizarea și ați văzut ce fel de reabilitare s-a făcut la canalizare. E de râsul curcilor canalizarea de la Schinel, care este inversă pantei. Să consumăm curent electric ca resturile și rezidurile să fie împinse cu pompa la stația de asta. Deci aș fi vrut în comună să fie salariat la primărie și cu asta am vrut să încep un consultant în contextul în care România primește atâtea mii de miliarde de lei nerambursabili de la Uniunea Europeană. Vă spun că seara nu mă satur să citesc de comune și de primării și de orașe și de municipii, de primari care se bat unii cu alții, care de care să atragă fonduri cât mai multe și cu investiții cât mai mari în comunitatea în care își desfășoară activitatea. Eu cu regret vă spun, ar fi trebuit la ora asta să avem canalizare în satul Pânceș și în satul Sascusat, dat fiind așezarea în pantă a caselor, nu trebuia nici un pic de investiții făcute, toate resturile menajerii veneau singuri la stația de epurare, exact așa cum s-a făcut și la Valea Seacă. Dacă am ajuns și orbenii lucrează la situația asta, noi am ajuns și cârpăcim de pe azi pe mâine și nu facem o treabă de la A la Z. Este foarte greu să începe o investiție de o asemenea anvergură ca din capătul satului de la pădure și să faci un canal în care să bagi o conductă care să adune tot ce este mizerie într-un sat, dar trebuie făcut. Și nu s-a făcut în 30 și ceva de ani. Odată cu canalizarea asta se putea face înlocuirea conductei de apă care este praf și pulbere și la Pâncea și la Sascusat. S-a înlocuit pe aici pe colo. Apa curge și pe conducta veche, curge și pe conducta nouă, nimeni nu știe, dar la o avarie am văzut și am discutat cu oamenii dumneavoastră, efectiv nu știau care conductă îi spartă. Ieșea apa, dar nu știa aia veche sau aia nouă. Și apropo de conducte, conform normelor sanitare, conductele de azbuciment nu mai sunt utilizate în transportul apei potabile. Ori comuna s-a scut târg jumătate, mai bine de jumătate din conductăraia apei din comună este transportată pe tuburi de azbuciment de fi 300 cu inele carbonizate, cu pierderi de apă și dacă cei care se ocupă de treaba asta ar fi curioși să vadă cum intră și iese apa din canalizare și noi o bem, la o pană de apă, disfaceți un cămin al acestor tuburi de azbociment și veți vedea că vedeți apă. Apa acolo răsturat. Apa acolo iese datorită inerelor uzate de 30-40 de ani de cât sunt, pierde apă, iese în cămin. În momentul când s-a oprit apa, acea apă este sifonată și trasă înapoi în conductă. Vă rog frumos, uitați-vă la treaba asta. Eu nu sunt un justițiar, nu vreau, dar vă dau niște idei, niște soluții. Există la Castelul de Apă un registru în care se clorinează apa periodic, din două în două săptămâni. Zilnic. Este persoană numită pentru toată treaba asta. Da, da. Deci, nu e exclus că la un moment dat să pățim vreun necaz din cauza asta. Și deci, nu vreau să dezvolt subiectul. Condutele de azbociment din Sascutâr trebuie să dispară ca fiind transportatoare de apă potabilă. Și atunci aș veni cu o propunere la dumneavoastră. Aduceți un consultant, angajați-l la primărie sau angajați unul de la Consiliul Județean la Paușal
și inițiați un proiect de anvergură pentru canalizare, s-a scurs Sați Pâncești, apă, s-a scurs Sați și Pâncești, cu constituirea a două castele de mare capacitate în capitele de sat, avem sursa de apă. Și pentru consumul de curent electric, panouri solare, motoare eoliene, sau cum se cheamă, turbine. Generatoare eoliene. Și dacă panourile solare și astea, sunt bani gratuiți. Deci ne trebuie vă trebuie un consultant, un om, și ați rezolvat problema consumului de curent în cazul în care izvoarele din Pâncești de la Sascusat n-ar acoperi consumul de apă care se consumă în sate. Vin și readuc o problemă, probabil, cred că Daniel și-a discutat-o. Sursa de apă a Sascutului a fost calculată pentru cele patru puțuri care știu eu că există și alimentează. Trei mai sunt, care alimentează castelul de apă de la Schineni. Au fost făcute și calibrate pentru un anumit număr de populații care a fost în Sascut. Oameni până în 20, 30, chiar 40 de ani de când s-au făcut acele, populația aproape s-au făcut case, s-a dublat. Deci n-am... Eu profit de faptul că este domnul doctor aici. Sunt niște legi pe fiecare cap de locuitor, pe fiecare copil, pe fiecare animal, este un anumit număr de consum de litri de apă. Asigură debitul celor 3 litri, 3 izvoare, consumul de apă care există aici? Trebuie făcut un calcul. Ați văzut astăzi vară, să zicem cu păcat. Cu păcat am vorbit că n-am avut apă. Am avut apă. Așa cum a fost, greu cum a fost apă. Dar în sate, s-a spus așa în la Păcești, să știți, să căra apă ca cu 50 de ani. Bă, de ce nu arunci cotiga aia? Nu pun un butoi de 200 de kg pe el și car apă. E imposibil. Deci, eu am deviat de la subiectul ăsta. Răspund aici... Nu spuneți nimic. Nu aștept niciun răspuns. Deci, eu v-am zis punctul meu de vedere al consultantului. Punctul nostru de vedere, ca să vă explic, aveam două proiecte. Apă canal Pâncești, apă canal s-a scusat în lucru. Mie nu urmează să fie scoase la licitație, cred că maxim 2 săptămâni. Da. O să vedeți, o să fie scoase. Adăugați, dacă sunt apă canal s-a scusat și apă canal Pâncești, adăugați un castel de apă pe dâmbul de la IAS și băgați apă și la Berești, domnule. Băgați apă și la Berești. Deci, ei sunt cei mai vitregiți. Cei mai vitregiți. Gaz n-au avut, apă n-au avut. Aici, cât de cât, gazul o să ajungă la Pâncești. Am văzut că sunt speranții că se va termina. S-a scut usat. Am terminat cu apa. Deci, acel consultant, să știți că este esențial în a atrage fonduri. Sunt într-o relație deosebită cu un coleg dintr-o comună care este, cum să vă zic eu, este lumina satelor și a comunilor din România. Este coleg de la APIA la mine și el este consilier în comuna respectivă. Și îmi spune acolo, doi consilieri au. O zi, bă, a dat afară pe vreo câțiva care îi tăiau frunze la câmp și a angajat doi consilieri și se întreg a aduce fonduri și a aduce fonduri pentru ca comuna să arate ca o floare. În altă ordine de idei, aș vrea să-i dau un răspuns lui domnul Apostol. Ideea este excelentă de a face conducta sub șosea, că după aia este foarte greu de a face conducta. Dar să faceți conducta, consultați un consultant, fiindcă conducta de gaze va trebui blindată cu conductă metalică, nu am făcut șanțul și am băgat conducta și punem două dopuri la capete și avem conducta să vă avem actualizație de construcție, deci, deja. Da? Noi avem proiectul pus pisicap acum la atribuire. Deci, în maxim 3 zile trebuie să vină, care va fi el, un constructor,
și constructorul trebuie să înceapă lucrările cât mai rapid, să se apuce de lucru. Primul tronson va fi... Care da, adică să fie făcut de un om de specialitate. Da, da, da. Eu de un amator. Nu de un amator. Nu poate să participe un amator. Amatorul nu poate. Stai, stai. Au mai făcut și amatorii. Acum trec la... Cum a băgat avantajul? Acum vreau să trec la partea cea mai dureroasă a mea. Deci, în primul rând, un mic necaz m-a făcut să vin la dumneavoastră. În ceea ce privește legile fondului funciar în comună, de când am plecat, din anul 2000, când legea funcționarului public a interzis prezența noastră ca virgulă consilieră a inginerilor și am fost destituiți din consiliile locale, ducându-mă la vechile documente care sunt în arhiva primăriei, am văzut cereri și tabele de atribuire a terenului și arabil și a pădurii nerezolvate de 23 de ani. În materie de fond funciar, Comisia Locală s-a spus nu și-a făcut treaba și nu-și face treaba. Vorbesc și din punctul meu de vedere. Am un titlu a bunicului, de nu vreau să traduc toată treaba asta sau să generalizez, dar dacă așa s-a lucrat sau așa se lucrează cum se lucrează la mine, restul care au cerere acolo n-au nicio șansă să fie rezolvat. Niciodată. N-au nicio șansă. Deci, Comisia Locală de la Sascut și o parte din Comisia Județeană care primesc cererile de aici pentru o aprobare, au început să facă floricele. Știți ce înseamnă floricelele astea? Adnotări pe lângă lege. Nu se respectă legea fondului funciar și regulamentul de aplicare a legii fondului funciar. Nu spun niciun cuvânt despre arabil și despre rezerve, dar cer Consiliului și vă promit că voi veni și la ședința următoare, la care domnul Săvescu vreau să răspundă în fața dumneavoastră la câteva întrebări pe care îi le pun eu. Și noi. Și dumneavoastră o să auziți. Eu am să pun întrebările și el o să răspundă la câteva întrebări, inclusiv la ceea ce a spus domnul consilier Iosuf, domnul consilier Ilie, în ceea ce privește rezerve. Domnilor consilieri, s-au construit case în Sascut pe pășunea statului, pe pășunea primăriei, prin cedare de teren arabil și acordarea de către Comisia Locală a unor suprafețe de 1000-2000 de metri pătrați și acelor a căror intravilane au fost afectate. Deci sunt oameni care au avut intravilanul afectat și li s-a dat sâliști. Din pășunea primăriei. Oamenii au cedat pentru fiecare 1000 de metri pătrați, 2000-3000 de metri pătrați, arabil, în punctele cele mai îndepărtate din Sascut. Așa a vrut omul. Deci, să facă casă în schineță, la intrare în Bereș, la... Deci a cedat. Dar acea suprafață, deci eu nu zic de rezervă, domnul Popa, nu, domnul primar. Îl pe Nicu Spis. Da, eu nu zic de rezervă. Ascultați, acel teren este proprietatea primăriei, este proprietatea statului. Și vă întreb pe dumneavoastră, ați încasat vreun leu din banii care trebuia să-i încasați de la aceste terenuri care vă aparțin. Vă aparțin. S-au făcut zeci de case, dacă nu chiar sute de case. Dacă nu chiar sute de case. Noi am scos din circuitul agricol pășune. Am declasat de la o categorie superioară pășune și am transformat pășunea în arabil și din arabil în așa zis un intravilan. Pe care s-au făcut case. Ori nu... Deci, nu vreau să-mi răspundeți. Nu vreau niciun răspuns. Vreau să vă spun o întrebare. Dar nu. Deci, unde este acel registru care dumneavoastră ați
lucrat în primărie, pe da, respectivă, da? Da, și în Comisia la Lege 18. Da, și în Comisia la Lege 18. Da. Unde este acel registru? Eu caut, eu nebunesc. Bine, la cât am avut eu până acum accesul, dar acum am accesul, nu mă oprește nimeni. Unde e acel registru în care sunt terenurile care au fost atribuite la schine, din până la afacere, venit la Pășunea, care unde am și eu casă, da? Da. Unde și bunicii mei au cedat? Da. La, unde au cedat? Nu, să luăm, unde au cedat? La Vrânceanu. La Vrânceanu, da? Cine pământul ăla este a primării? M-am verificat, să știți, eu am verificat acolo că a fost, a fost pus în posesie o anumită persoană pe terenul respectiv, care a avut abunciul mei, care a fost dat la schimb pentru... A fost barat, a fost pus în posesie într-o parte o persoană, unde a dat unchiului meu altă persoană, că ei n-au fost chiar unul lângă altul, au fost în diverse puncte. Da. Dar nu am o situație concretă care dumneavoastră, cât ați lucrat în primărie și ați fost vreo trei ingineri de acolo, care să mi-o lăsați să găsesc eu, poate au găsit domnul Apostol, poate au găsit domnul Costea, care au fost înaintea noastră, o situație concretă în care să văd unde s-a dat aici, s-a luat aici. Să vedem și păi, domnul Bice. Nu, eu n-am găsit, vă spun sincer. Treaba asta este o treabă foarte complexă. Așa este. Este o treabă complexă, fiindcă cei care și-au făcut casă nu au fost grămadă. Au venit din toate părțile. Eu vă spun speța mea. Nu... Deci, li s-a dat casă grămadă, dar au cedat iar în toate părțile. Deci nu poți să faci o situație matematică, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aia trebuie o muncă asiduă. Trebuie verificat. De la A la Z trebuia... Este harta. Unde nu este, este domnule, nicio este harta. Este harta Pășunii de la Schineni. Sunt niște caiete de scurere în posesie. Nu, dar știți, poți să public 8 ani de zi, stați o secundă, domnul inginer. Dar nici nu este mare că eu să vă rezolv problema asta. Te duci, unde s-a construit cartierul? Păi, îți depășești atribuții deja, devii... Să lăsăm pe domnul Oraru și să spună. Ne complicăm și complicăm și să facem un problem. Nu, îmi pierd și firul problemei. Deci, vreau să vă readuc aminte că acea hartă a caselor de la Schineni și cu cei 6 saci de documentație au fost găsiți în casa lui Manulescu, acasă, cu procese verbale semnate de comisii jos în alb, primar, viceprimar, secretar și noi, toată comisia a fost... Poliția a găsit un set de 100 de hârtii în alb prin xeroxare. A luat bucata aia unde noi am semnat, a xeroxat hârtia și le-a găsit acasă. Acea hartă, caiete de bune din posesie care lipsesc, sunt 4 caiete foarte importante, acolo unde s-au făcut mișmașurile, lipsesc cu desăvârșire. Păi de ce nu bate caiete de bune în posesie? Deci, odată cu venirea domnului Săvescu, vă promit, sub cuvânt de onoare, că din punct de vedere al unui specialist care știe și toa cancer în comuna asta, știu și ultima bucățică de pământ, cum s-a dat și cum s-a învârtit, vă promit că vom face un pic de ordine, fiindcă, vă spun, din punct de vedere al fondului funciar, domnul primar, stați pe un butoi de pulbere. Stați pe un butoi de pulbere. Cine mi l-a pus acolo? Poftim? Nu știu, a întrebat domnul Iosu de aceste rezerve. Aceste rezerve sunt pe caietele tehnice, nu sunt la capătul tarnarelor, sunt pe caietele tehnice așa cum au fost puse. Nimeni nu are voie să ducă fără aprobarea proprietarului de teren, nu ai voie să-l miști de acolo unde a fost pus în caietul tehnic, iar caietele tehnice sunt dublate și sunt în ADS, la documente secrete, la OCPCI, la Bacău. Orice modificare a unui caiet de la Sascut va trebui modificat și la Bacău. Deci nu se poate modifica nimic. Sunt niște zvonuri, domnilor, din conducere, domnilor trei din conducere, pe care ați văzut doi, trei consilieri, vi le-au reamintit, zvonurile sună cam așa, că acele rezerve
din ordinul lui răposatul primar Răuță, sunt blindate unor așa zis cetățeni care odată validate vor fi condiționați. Te validez dacă îmi vizi bine pământul. Deci asta a fost regula jocului. Eu vreau să vină domnul Săvescu aici, să-i pun altfel de întrebări, altfel de întrebări, nu întrebarea asta. Cine îndrăznește să facă treaba asta, are o mână deja o are în cătușă. Deci cine îndrăznește să se atingă de o rezervă de teren și să-i o dea altuia decât celui care îi trebuie făcută, și am înțeles că domnul Popa și Mata a lucrat la comisia acolo, și să dea altui cetățean, vă spun că pixul este pe hârtie cu direcția DNA. Da. Deci pixul este pe hârtie cu direcția DNA. Nici o rezervă de teren n-ajunge decât acolo la cel care a pierdut terenul. Acel care a făcut cerere și nu i s-a dat. Nu putem spune unde e 11%. Asta e o întrebare de incalificare. Nu, 11% are o bază temeinică de calcul, s-a făcut în 1921, este lege pentru treaba asta. Dar s-a constatat că cei care au lucrat la fundamentarea legii fondului funciar din 1991 au lucrat cu picioare. Și terenul ăsta de 11% nu trebuia oprit. Era rezervă de pământ de atunci. Adică nu au calculat existența arabilului. Au luat în calcul numai ce este ocupat de construcții, adică de lacul de acumulare, de silozul de la Sascut, de vreo 40 și ceva de sonde și drumurile aferente sondelor, au făcut socoteală, cât iese? 333 de hectare, atât a ieșit. Ce reprezintă 333 de hectare la 3000 și ceva de hectare de arabil? 11%, da, dar nu luăm 11%. Fără să facă socoteală, noi ia să vedem ce avem de împărțit. Exact. N-am fost. Eu am venit în 94 aici. În 94. Domnul Orar. Da, nu, dar întreb, dacă putea să faceți ceva în acest sens. Domnule, deci, ca să vă spun, pentru dumneavoastră care sunteți un pic, mai noi, să zic așa. Un singur om știe un subiect. Comuna Sascut a pierdut în tranzacția fondului funciar cu județul Vrancea, știm toți. 94 de hectare. Nu e. Din 94 de hectare ne-a scos ochii. Ne-a scos ochii. Cât? 60 de hectare. Atâta sunt. Domnul, și avem deschisă da. O conlucrare cu Consiliul Județean Vrancea da. Și Consiliul Județean Bacău să revenim pe vechile amplasamente. Da. Deci, limita de județ. Limita de județ este pusă în discuție să ne ducem, pentru că avem titlul de proprietate emisie de Comisia de Fond Funciar, care sunt la Sascut și, de fapt, sunt pe terenurile Ajudului. Da. Ajudul da. Nu are cum să justifice chestia asta, pentru că ei au venit și au revăzut, au făcut domnul o linie Popa. Dreaptă. Domnul Popa. Eu vă ascult, credeți-mă, s-au schimbat multe din chestiile pe care vreau să le știți și o parte dintre lucruri pe care vreau să le spuneți acum, bine am spus eu că eu am lucrat doar cu rezerva la locul faptei. Eu v-am spus și atunci, vă zic și acum, pentru cei care nu știu, eu am transcris caietele în electronic. Atât am făcut. Și acolo rezervele au rămas. Eu nu v-am acuzat. V-am zis că ați lucrat acolo. Eu sunteți bănuit. Da, și sunteți bănuit. Prezumția de nevinovăție există. Domnule, sunteți bănuit că lucrați la acoperirea, nu la mușamalizarea acestei suprafețe care se cheamă rezerva, care... Domnul, știți care este rezerva? Sau cam unde se învârtește rezerva? Tot dumneavoastră ați venit și ați spus așa. Rezerva se învârtește, domnul Iosu, rezerva de teren la ora asta care este ascunsă pe aici, pe acolo, se învârtește în jurul suprafetei de 500 de hectare. Dar nu mai este până în luna a 6-a, când a reparat, știu. În jurul suprafetei de 500 de hectare. Ați spus un lucru, domnul inginer. Acest pământ este exploatat de 30 de ani de zile,
Și lucrul cel mai grav, este cel mai grav lucru, și nu știu cum se va termina, s-a luat subiectul de el. Exact. Ori legea acordării fondurilor europene scrie clar. Aia de la fondul că acolo, acolo unde, unde cetățeanul, unde întreprinderea, unde firma a depus cerere pentru acordarea de subvenții europene, de fonduri europene, și nu are bază legală a terenului pe care îl deține, se... Dacă 500 erau atunci, domnul, de ce ați luat 11% domnul ăla? Dacă această rezervă este așa cum spuneți noastră, da, de ce ați mai luat oamenilor 11%? Lasă-mi, nu, nu. Acum, dumneavoastră încercați, încercați ca să ne derutați pe noi. Nu, dar nu, dacă ați avut 500 de hectare, de ce ați luat la cetățean 11%? Dar n-ai înțeles. N-am înțeles, e greu să înțelegi. E și greu să înțelegi, domnule. Dar nu-i de acolo 500 de hectare. Dar de unde, domnule? 500 de hectare e ala care nu ați dat la oameni. Și i-am urmat de 30 de ani. Stați-o iacă, că nu eu am fost, da, în comisiile de fond cu ceea. Nu, nu de la validare. De la validare aia e cu totul altceva. Păi și dar nu înțelegi, nu înțelegi nimic. Păi n-am cum să înțeleg, dacă nu înțeleg, de ce ați luat 11% la oameni, domnule? N-are treabă 11% cu rezerva asta. Păi cum aveți 500 de hectare da, rezervă? Cum? Aveți 500 de hectare rezervă? Hai răbdare, hai să vezi. Hai să vezi cum, cum dai din colțul. Hai răbdare. Hai răbdare. Pune tu să, să vină domnul să vezi. Doamna, haideți, haideți că... Deci, da. Nu, 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 nu ne retrage. Dar de ce, dar nu de ce ne retrage? Lăsați-l, lăsați-l. Doamne, dar nu de ce ne retrage? Adică noi am discutat... La următoarea ședință, aș dori ca conducerea comunii, împreună cu Ocolul Silvic, să prezinte următoarea situație în Consiliu. Suprafața de pădure solicitată de comuna Sascut, Ocolului Silvic Sascut, pentru atribuirea fondului funciar, fondului Silvic Forestier cetățean. Deci total suprafață solicitată Ocolului Silvic. În ce perioadă? Ce? Hei, de la început până la sfârșit. De suprafața de pădure solicitată de cetățean. Din 91 sau din 91. Hectare solicitate. Hei, vă cer dumneavoastră, comisii locale să ascuți, hectare atribuite. Cât din, din suprafața asta. Două probleme de matematică. Din care, din de care cu titluri de proprietate. Din care cu titluri de proprietate. Da, mai departe. Hectare rezervă. Hectare rezervă. Deci, da? Da. Pe, pe caietele de punere în posesie domnilor consilieri, vă informez că pe caietele de punere în posesie pe fond forestier, la fiecare, în fiecare tarlaș și parcelă găsiți următoarea situație. 20 de cetățeni unul după altul, rezervă 3 hectare. Iar în continuare 7-8 cetățeni, rezervă 5 hectare. Așa iar e. În continuare, rezervă 11 hectare, 12 hectare, 3 hectare. Unde asta, toate ca, în toate caiete. La pădure sau la pădure? Deci, solicit domnul primar și domnul viceprimar, personal voi sesiza Inspecția Silvică Suceava, Inspecția Silvică Suceava, mai degrabă București, ca nu. Nu, păi suntem arondați la Suceava și vine Suceava. Da, dar ăștia spânjiți. Nu, 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 nu spânjiți. Solicit Inspecția Silvică Suceava să vină să verifice prin sondaj 10 rezerve, 10 rezerve de pe caiet. Cu ocotist, cu om de la primărie și o să vedeți, ne vom mai întâlni aici, eu vorbesc în cunoștință de cauze. Cine, adică de 2 ani de zile, noi nu am, n-avem voie să tăiem lemne, fiindcă n-am putut dezbaterea succesorală. Dar stau cererile la Comisia Locală de 25 de ani nemișcate. Nemișcate. Se validează o cerere la 2 luni. O cerere la 2 luni. Restul stau nemișcate. Porcanul e mare acolo, de pe vremea când eram noi acolo. Nu se validează. Și al doilea lucru, domnilor, domnul Popa și domnul primar, uitați, am scris aici,
ultimele 500 de hotărâri ale Comisiei Județene, atât pe arabil, cât și pe fond forestier, împreună cu consilierii, cu Comisia pentru Agricultură, vor fi verificate filă cu filă, punct cu punct. Ultimele 500 de hotărâri. Ale Comisiei Județene. Poftim? Ale Comisiei Județene. Ale da? Pentru că ei dau. Da, dar propunerea Comisiei Locale s-a spus. Deci și pe arabil, și pe fond funciar. Aș vrea să vă informez, domnilor consilieri, că într-o perioadă când în primărie Manolescu și-a desfășurat activitatea, un număr de ordinul sutelor de hotărâri au trecut prin Comisia Locală s-a scut sau le-a făcut el acasă. Le-a făcut el acasă. Avea oameni în Comisia Județeană de la Bacău, suntem în cercetare, deci noi suntem mai mulți colegi mai cu care ne-am consultat, în Comisia Județeană la Bacău avea om. Avea om care făcea trecut dosarul plecat de la s-a scut. Făcut numele Manolescu acasă la el. Fără primărie. Fără primărie, fără nimic. Dar avea toate semnăturile de la primărie. Inclusiv număr de registrare, domnul primar, de la secretara primăriei, număr lăsat, număr de ordine, lăsat în registru unic de evidență, lăsat anume pentru ca acest dosar să fie trecut la vacă. Domnule, pe mine mă uimiți ce spuneți voastră, dar o chestie. Am înțeles că Manolescu a fost cercetat, dar s-a luat da. Ce ați făcut în acest sens? Când știți că domnule ăla a făcut, noi, a dus de până spre zile, a dus după de câți ani de zile a fost. Stați un pic, dar de cine ați făcut? Da, e dat un an și 10 luni. Nu, nu, domnul primar, ziceți că căutați o situație acasă. Ziceți că căutați o situație acasă. Da, serios, nu, am găsit caietele de mâini. Harta. E cineva din dumneavoastră care a văzut harta? Nelu, tu n-ai văzut harta niciodată cu casele care m-am văzut. Nu am văzut o harta, doar ca există. Dar și zice doamna fotografiată. Când în Comisia Locală fuiera și ginele dumneavoastră și președinte primarul Bostan, am făcut diminuarea pășunii comunei s-a ascult cu cele 50 de hectare din cartierul nou, am obținut aprobarea prefecturii în sensul ăsta, dar n-am găsit nicăieri o situație cu schimb de teren date pentru acel teren. Asta am găsit. După logica dumneavoastră. După logica dumneavoastră. Dacă ați fost și spate de la primărie, nu trebuia să puneți ceva la voi. Dar unde-s? Unde-s? Dar oamenii aia care și-au făcut casă, nu l-au dat cât o minimă. Primărie. Erau date. Erau date. Și nici nu v-ați dus la primărie. Eu aș vrea să vedem. Deci e simplu de asta. Haideți, domnul Sfânt. Haideți, Comisia Locală, pentru Comisia Locală, hectarele atribuite, așa, și hectarele rezerve. Da. Nu. Atât s-a cerut. Care au ocupat cu titlul, domnule, aveți bază de date online. Nu, deci Comisia Locală, hectarele atribuite cu titlul de proprietate. Da. Și ce-a luat? Și rezervă. Hectarele rezervă. Exact. Ce-a spus ceva dirijat. Și, fiindcă ați convenit de pășune, eu ar vrea să vă informez, faceți-vă ordine în pășurii, că o să dați cu subsemnare. Ia? Da. O să dați cu subsemnare. Așa face. Aveți lipsă în pășurea primăriei, mari suprafețe. Mari suprafețe. Da, faceți-vă ordine, că acest Săvescu, când va veni, va măsura și pășurea, să știți. Tot se măsoară, ce drumul, ce... Faceți-vă ordine și vedeți cine ara pășunea. Eu, dacă vreți, vă dau. Sunt două, trei puncte unde sunt arate de ordine zecilor de hectare. Vă rog. Deci, Lunca,
lunga de la Pâncești, de la Sascusat, lunga de la Pâncești, lunga de la Berești. Faceți-vă ordine de treaba asta, fiindcă Pășunea este proprietatea dumneavoastră, este proprietatea de stat, nu intră oricine și are. Vezi să speri, domnul Cicea, demisia, pălați, păsați-vă. Nu, nu îmi dau demisia, că n-am principiu, nu eu am făcut măgările astea, sunt făcute de alții, înainte mea. Da, nu. Sunt niște probleme care vin, așa cum zice, zice domnul, sunt niște probleme care vin din urmă, dar nimeni n-a mișcat un deget. Nimeni nu mișcă. Domnul, v-am ascultat. Încă două probleme și gata. Deci, domnul Sădnescu să fie prezent la următoarea ședință. Domnul Sădnescu, cel de la Geo Silva. S-a ascultat și dumneavoastră. Îl solicitați dumneavoastră să fie prezent sau să nu? Nu, deci toți îl solicit. Dar eu îl solicit să fie aici. Dacă nu îl chem cu procurorul. Dacă nu îl chem cu procurorul. Dacă vrea dă curs, vine, dacă nu vrea să vine. Deci, dumneavoastră îi spune, domnule, domnul primar, plopii din comună și ciorile din comună. Știți cum se vorbește în comună asta? A făcut și răuță ceva în comună asta. A adus țigani și ciorile în comună. Dumneavoastră vă referiți la ciorile sau la ciorile? Ce vreți, tăiem plopii? Da. Sau deci la Academie plopii aia. Sunt încă un pericol și pentru rețeaua electrică. La Academie vă dau răspuns. Da. Au fost marcați. Sunt marcați. Trebuie să tăiați. Trebuie să prind un moment liber să fie toți. Vă mai spun încă o treabă. Domnul primar, când veniți de acasă dumneavoastră cu mașina și treceți prin fața IGIL-ului, n-ați luat niciodată gaura aia de acolo? În fața IGIL-ului. N-ați luat niciodată? Dreptul hidrant de 40-50. Domnule, în fața IGIL-ului și pisâna și vidrea. În fața IGIL-ului și pisâna și vidrea. Sunt două găuri care au 40 de centimetri. Și 20 adâncime. Da, și 20 de centimetri. Eu personal nu am mașină. Nu le-ați luat? Atunci dați telefonul domnul Drăgănuță, îi dați telefonul domnul Drăgănuță și întrebați-l ce-a pățit cu Piu 7 acolo. Să vezi cum e o să lui roată. E o să lui roată. Logan nu trece. Dar mașinile mai ieftine nu le pune domnul inginer. Mașinile mai ieftine. Mai am o problemă. Mai ați zis două. Mai am o problemă pe care o știți. V-am rugat și vă rog încă o dată faceți ordine cu câinii în comun. Iar s-au înmulțit câinii, am vorbit cu domnul Popa, s-au înmulțit și întreținătorii de câini, am vorbit cu polițaiul astăzi și a zis că o să-i cheme. E vorba de Florin Dumitru, care în fiecare dimineață la 5-6 dă de mâncare la o șleacă întreagă de câini până la Marius Zenache. Deci tot câinii aia se înrănesc de el. Și alu Marius și al meu, latră la foame, ăla le dă mâncare. Păi dați-vă, domnul inginer, dați-vă mâncare la câini. Iar în materie de fond funciar, am glumit, am zis, este prima dată că vin aici, dacă îmi voi veni pentru fond funciar, stimați consilieri, stimată conducerea comunei, vă spun că lucrurile sunt grave. Grave. O să vă fac când va veni domnul Sădescu, o să vă fac o demonstrație scurtă, ca să vedeți dumneavoastră câte zeci de mii, sute de mii de euro s-au luat pe banii care ar fi trebuit să-i luați dumneavoastră în primărie. Transferul arendei de la societatea SC Eurorin către Șerban a avut scop, deci printre altele, un scop economic, să zicem, și benefic pentru cel care a vândut, și al doilea, pentru a ascunde adevărul asupra acestor suprafețe de teren. Vom merge la porțile oamenilor, nu noi. Noi am lucrat, cei care au lucrat în agricultură, adică eu, domnul Caleap,
Răposatul, în 95, am avut control de la Inspectoratul General de Poliție, în Sascut, în care s-a verificat la vârf de act ultimii 5 ani. Hotărârile toate care s-au făcut, puse la pământul și uite că mi-am amintit ceva. Păi oameni buni, în urma controlului ăla, Comisia Județeană în Bacău a emis o hotărâre și a găsit o mulțime de neconformități. Cereri dublate, cereri falsificate, martori falși și a emis o hotărâre prin care a anulat cred că 50-60 de titluri de proprietate, hotărâre care o aveți în arhivă. Ce? N-ați dus-o, domnule, nu știu. N-ați dus-o la îndeplinire. Iar noi, eu cu Răuță și cu Caleap, am verduit 2 săptămâni de frică acasă, că din clipă în clipă vine și ne arestează. Dar dumneavoastră s-o pute da. Eu am fost... Eu am ceva... Păi ce să verduie dumneavoastră? Nu, domnule! Domnule Ginean, o întrebare. Domnul apostol, dacă semnătura mea era pusă acolo, se rupsase. Până demonstrez asta, stai 50 la ore. Domnul Oraș, o întrebare. Sunteți de acord? Dați-mi voie. Eu vreau să fac o hotărâre de Consiliu Local, prin care arendașii mari să plătească impozitul cetățeanului. Sunteți de acord cu asta? Da, dar nu plătim. Nu e adevărat. Impozitul plătește cetățeanul, iar dumneavoastră îi dați arendă. Eu vreau să fac o hotărâre de Consiliu Local. Nu e adevărat, domnule. Sunteți în eroare. Deci eu vreau să facem la Consiliul Local. Mâine vă sun. Da, eu vreau să facem la Consiliul Local. Vă întreb dacă sunteți de acord. Sunteți de acord. Ba da, putem. Toate comunele fac așa ceva. Numai noi nu facem. De ce? Pentru că oamenii care lucrează pământurile în suprafețe mari, nu le convine să le dă 2 lei acolo, ci mă interesează mai puțin dacă dă la stat. Pe noi, consilierii locali, ne interesează situația asta. Să luăm banul pe teren. Da, banul pe teren local. Perfect, vedeți legalitatea și este perfect o hotărâre prin asta. Deci asta este principiul. Vedem dacă avem noi puterea asta. Domnul Ilie, credeți-vă legalitatea toate. Domnul Ilie, așa ce vreau. Domnul Popa, da. Dar pe rezervele... Pe rezerve obligăm cine lucrează. Păi de asta am avut astăzi evidența contractelor de arendă. Ați pierdut un portan de bani. Am pierdut, dar n-am fost până la noi acum. Nu funcționa. Ședința închisă, domnilor. Mulțumesc!